lucrăm la atragerea de aspre acasă. Deci eu ți-am spus. Cum mă, vrei să faci? Mai, deci lucrez la un proiect uh, mistic care vreau să aibă și aplicabilitate. Proiectul mistic este 16 decembrie 2029, când vom împlini fix exact 40 de ani de la Revoluție. Și sper eu că atunci o să terminăm perioada asta de pustie, știi, de tranziție, dacă cum îi spui, și vom intra în țara Cananului. Și speranța mea este ca până atunci să aducem acasă 10% din diaspora. Avem undeva la, 500, avem undeva la 5 milioane de români în străinătate. Dacă vin 500 de mii înapoi acasă, oameni care în primul și primul rând gândesc altfel, în al doilea rând au ceva capital, al treilea rând, eu, mie mi-ar place să fie antreprenori, pentru că dacă vin acasă să se angajeze undeva la stat, la o firmă și -o mai departe, vor avea dezamăgiri. Dacă vin cu expertiză, cu contacte să facă vânzări în Occident și așa mai departe, cred că țara asta va fi altfel. Așa că am început pentru următorii 5 ani de zile așa cum aștept Dumnezeu, vreau să bat toba asta. Și la cine pot le spun, mai: hai să vedem ce putem face să devenim mai atractivi. Okay. În Europa, că ăsta e și unul dintre motivele pentru care, inclusiv doresc, dacă mă aștept bun, să scriu o carte în engleză pe subiectul emigrației. Deci, cred că naționalismul european este zgândărit de problema emigrației. Bineînțeles. Și, pe de-o parte, este emigrația ucrainiană, cu care sunt de acord, că e nevoie, că îi îmbrățișăm și așa mai departe. Sunt albi și sunt creștini. Măi, aici e chestia. După aceea avem emigrația africană sau emigrația Orientului Mijlociu cu care avem mari rezerve. Exact. Cu care bo, ce caută algerinii ăștia, bo, ce caută marocanii ăștia, știi? Și din păcate, europenii nu au mecanismul americanilor de integrare. Și acum vin cu o uh, prognoză pentru România. Pentru că dacă noi nu vom descoperi un mecanism de integrare, noi începe să avem tot mai mulți asiatici. Deci, Bucureștiu, Brașovul, Constanța, inclusiv noi în Oradea, avem sute și cred că o să avem mii și cred că o să avem zeci de mii de asiatici. Și întrebarea este ce se întâmplă cu oamenii respectivi. O au venit doar să muncească pe șantierele noastre, la, în hotelele noastre, sau îi vom integra și vor deveni uh, cetățeni de onoare a României? Cum se integrăm? Ai foarte bună întrebare. Facem chestia asta pentru atragerea de diaspora. Asta, asta, ne este proiectul anului. Știi, contribuția noastră în anul 2024. Le dai 25.000 de, de căciulă să întoarcă. Lasă mai, nu cu bani. <laughs> deci, nu? Da, deci dacă, dacă ai atrași cu bani, atrași doar mercenarii. Deci, noi, noi vrem să atragem oamenii care sunt așa, hărăziți să vină. Da. Sinti, am avut ieri la casă, la șantier la mine, mm -hmm. un nene mm -hmm. de la Megatitan, așa. de la Beclan. Ah, da, 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 da. A domnul Bălan. Da. Salutare. Da, da, da. Și după ce a lucrat ei acolo, migălos, <sus> au strâns toate și clemele, șuruburile și ce, la sfârșit și. trat un pic în poveste cu ei. Da. Erau tineri, mm -hmm. oameni pe la, așa mai. Da, da. Unul dintre ei. Se, se vedea clar că putea, dacă vrea să stea deja pe acasă, că se apropie de pensie. Mm -hmm. Și zice să știți că am lucrat în Austria. Da, da. da. Și zice. Am venit să lucrez în țară. Dar nu am întrebat de ce. Că n-am apucat, că am început să-mi povestească și zice... Cred că dacă pleacă toți cum am plecat noi din Austria, o să-i cănii pe ăștia. <laughs> <laughs> că n-are cine să, le... să le, mai se le mai muncească. Să le mai, mai muncească. Acum se că uite, în România vin asiaticii, da. acolo se meargă ucrainienii, deci nu, nu mi-e frică de occidentali, știi? Nu? Deci cred, cred că vor avea în continuare... Eu sunt sătul de austrieci, faza da. cu cine a făcut cu schengen <laughs> Eram în aeroport, cred că de cel puțin două sau de trei ori, Radu, era să pierdem conexiunile mm -hmm. din cauza austriecilor, pentru mm -hmm. că, deși ei ne-au ținut în, în afara Schengenului, Bă, în terminalul ăla de non-Schengen nu aveau polițiști da. de frontieră să proceseze oamenii care treceau. Noi da. și americanii, că și ei sunt non-Schengen, da, știi? Românii da, da, da. și cu americanii să da. la o coadă de. era să ne pierdem avionul. Da. Unii și-au pierdut avioanele. Și acum da. ne lasă măcar așa, dar s-au da. asigurat că transportatorii români și businessurile să stea în acolo frumos la coadă, în căldură, în vamă. Și da, da, da. știm că acolo în, în vest avem vămile. Deci, cum să spuneți, și, și 10 km câteodată. Da. da asta, este, asta este. Acum, pe cealaltă parte, dacă... Mă, am, nu e asta. Eu, mai, eu nu sunt de acord. Dacă noi am avea o diplomație mai incisivă, înțelegi? Cred, cred că am putea să ne spunem punctul de vedere. Deci, asta este părerea mea. Acum, eu nu sunt un expert în chestia asta de geopolitică, dar părerea mea este că în viață nu primești ceea ce meriți ceea ce negociezi. știi? Cum am negociat șefia de la NATO? Aici... Aici a spus, Aici... A spus de? Deci, deci dacă, am dacă... Știi că mai a rămas numai Orban care îl mai susține pe Iohannis? Ai auzit? Vorbim serios? Nu da. ne-am auzit chestia da, asta. Da, din, dintre toți numai... Deci cum, cum, cum? Dintre toți numai, numai Orban. Numai Orban. Mai mai Băi, dintre toți... Asta, asta, este. asta este. Asta este. Adică, asta este. decât, decât da. Orban pe mine, nimeni... Da. da. Da, 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 da. Anyway, da. hai să trecem la treabă. Mă bucur că te-ai întors aici în studio. Likewise. Promitem de prea multe ori aici la da. ce că readucem oamenii în studio. Vă încurajez să vedeți prima noastră discuție. A fost foarte faină. Uh, aș pune-o acolo. Știi că am vorbit între timp și cu domnul Bănescu de mm -hmm. la uh, da. Patriarhie. Da, da. Cu el am vorbit foarte multă filozofie, cu tine am devenit, am devenit destul de aplicat. Uh -huh. Și îmi place deschiderea asta în care putem să amestecăm ideea de Dumnezeu cu capitalist, cu societate. Uh -huh. Și îmi place că ești, ești activist, da. ești orientat pe business uh, și ești proactiv. Adică cei care se uită la noi de obicei sunt oameni care nu se bazează pe încă o de lei la pensie, da, da, știu da. că trebuie să-și construiască ei destinul, da. nu, nu se pot lăsa pe mâna unui guvern, care știm cu toții... Condus de cineva? Bă, tu, tu știi la, la ce vârstă începe CV-ul lui, lui cioracu? Nu. Odată cu bacul la 30 și cât 38, 39. Da. Anyway. Nu nu, nu. nu comentez. Lasă-mă lasă pe mine, lasă sigur, sigur. Deci sunt nu? mulți oameni uh, activi, proactivi, uh, antreprenori, studenți, mm -hmm. uh, oameni um, oameni care nu stau cu mâna întinsă. Corect, da. Și îmi place și de tine că tu antrenezi oameni să nu stea cu mâna întinsă. Zi la ce lucrezi acum, pentru ce ne vedem. Lucrăm la atragerea diasporei de acasă. Deci eu ți-am spus. Cum mâine. vrei să faci? Mai, deci lucrez la un proiect uh, mistic care vreau să aibă și aplicabilitate. Proiectul mistic este 16 decembrie 2029, când vom împlini fix exact 40 de ani de la Revoluție. Și sper eu că atunci o să terminăm perioada asta de pustie, știi, de tranziție, cum îi spui, și vom intra în țara Cananului. Și speranța mea este ca până atunci să aducem acasă 10% din diaspora. Avem undeva la, 500, avem undeva la 5 milioane de români în străinătate. Dacă vin 500 de mii înapoi acasă, oameni care în primul și în primul rând gândesc altfel, în al doilea rând au ceva capital, al treilea rând eu, mie mi-ar place să fie antreprenori, pentru că dacă vin acasă să se angajeze undeva la stat, la o firmă și mai departe, vor avea dezamăgiri. Dacă vin cu expertiză, cu contacte, să facă vânzări în Occident și așa mai departe, cred că țara asta va fi altfel. Așa că am început pentru următorii 5 ani de zile, așa cum ajută Dumnezeu, vreau să bat obasta. asta. Și la cine pot le spun, mai, hai să vedem ce putem face să devenim mai atractivi. Din nou, cei mai mulți oameni vorbesc, Ah, guvernul ar trebui să facă și dau rețetă la prim-ministru și nu neg, îs importanți. Dar cred că e nevoie și de o îmbunătățire de cultură o îmbunătățire de primire. Știi? Noi ne tot lăudăm că suntem ospitalieri. Ceea ce am observat eu și ar putea fi greșit, suntem mai ospitalieri cu străini, care nu știu limba română, decât cu frații noștri. Pe ai privim câteodată cu suspiciune, că de ce plecat, că ori trădat alte lucruri de genul acesta. Așa că ce vreau să fac... Că invidioși, că i-au curaj. spune tu cum vrei să-i spui, știi? Cert este că nu suntem foarte primitori. Mă înțelegi? Să primitivi încă. Poate, știi, eu, eu încep cu experiența mea. Deci, eu când m-am întors în țară, prima dată, în 1996, mai în glumă, mai în serios, uh, niște prieteni s-au uitat la noi și au spus, bine, bine ați venit acasă trădătorilor. Nu cred. Da, așa, direct, frontal. Acum, el a vrut să o facă ca și glumă, uh, dar. Dar adevărurile dureroase să mai spun și în glumă. E, exact, exact, știi. Și de atunci am auzit-o de ori, că acum locuiesc în România din 2005 și știu ce se spune despre unul care a plecat. Bă, ăla au plecat, o trădat, da. nu mai putere, a fost prea greu și așa mai departe, știi. Da. Uh, și, din păcate, noi, care noștri aici, cu cei care sunt în diaspora, nu avem o relație de foarte bună colaborare. Uh, suntem un pic mai adversari. Și asta aș vrea să se întâmple, uh, George. Da. Și uh, mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și mulțumesc foarte mult pentru că și tu contribui la chestia asta, de unificare, de colaborare. Uh, în secolul da. 21, dacă nu știm să colaborăm, dacă ne dezbinăm, va fi vai și de noi. Păi ăsta e scopul. Trebuie să ne divide timpera. Ai, exact, exact. Și le funcționează. Da, 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 Revenim la IG de în ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Podcastul ăsta este unul dintre locurile unde se, strâng, se strânge o comunitate foarte interesantă. Din nou, nu, nu vreau să predic în fața corului, da, nu despre da, da. asta e vorba, doar îți spun niște cifre crește de ani de zile procentul celor care nu mă mai urmăresc în România, hmm. pentru că au fost inițial în România și s-au mutat în străinătate. Da, da, da. Sunt foarte puțini români care mă descoperă din străinătate. Sunt români care m-au găsit aici, da. la care au plecat acolo. Da, da. Și, și pentru ei e o formă de a mai ține pasul, de a mai înțelege care-i vibe-ul aici în România. Da, da. Încerc să fiu onest față de ei. Da. Pentru că dacă le vând gogoși și le spun, haideți că e treaba bună. Doamne, ferește. Da. Dar da. Da. nu e atât de rău pe cât pare, e mai bine decât era. Exact. Și mă bucur de fiecare dată când văd români care se întorc da. și mai văd un trend interesant anul ăsta. Au început românii să nu se mai jeneze să vorbească cu alți români în străinătate. Da, 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 da. În aeroport. Știu. știu, 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 știu. Da, 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 că da. Era da. chestia asta, dacă am plecat afară din România da. să nu mai aud român ca aud român toată ziua. Da, 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 da. da, da. Uite-te români. <laughs> O știi o chip asta? Da. da, da. Hai, hai, recunoașteți că și voi o faceți. Când plecați în vacanță undeva, cei mai mulți vor să ajungă într-un loc unde? Da. Nu, sunt români. nu sunt români. De da. ce? Că nu da. mai vor să vadă obiceiuri proaste, ar vrea da. să se și ei ca în străinătate. Uh -huh. Și înțeleg dacă sunt la OL inclusiv în Bulgaria sau în Turcia, acolo nu prea vrei să vezi români. De acord? Bun. Dar pe măsură ce încep să cunoști români care au stat niște ani în străinătate, da. știi un exemplu de genul ăsta, cred că avem ceva de învățat de la oamenii ăștia. Și stau de vorbă cu ei când am când ajuns în Italia, în Spania, în Germania, peste tot. Stau de vorbă cu oamenii ăștia, îi întreb despre viețile lor. Și prima chestie pe care o observi, sunt mai îndepărtați de România decât credem, dar sunt foarte sinceri în general despre viețile lor și despre ceea ce își doresc pentru ei. Da, da. Și cred că pentru noi este o pierdere că îi se îndepărtează pentru că nu reușim să se ținem suficient de aproape. Păi, asta este speranța mea. Acum... Dacă îi să încep cu începutul, nu uita că România este un stat în Uniunea Europeană. Deci, prin, prin designul pe care îl avem, este de așteptat ca oamenii să plece, dar să și vină. Aceea, ai niște modele. Irlanda este cel mai bun model. Italia, în anii 60-70, a avut o populație foarte masivă care a plecat și s-a întors înapoi acasă. Da. Deci nu pot să spun că suntem prima țară din lume și plus că avem condițiile geopolitice pentru chestia asta. Adică cineva poate să meargă să muncească 5-10 ani și se poate întoarce. Și Aici aș vrea să insistăm foarte mult. Nu atât de mult la faptul că ei au plecat. Că putem să discutăm până-până de ce au plecat. Că sistem de sănătate, că învățământ, că locuri de muncă. Și sunt toate adevărate, nu judec pe absolut nimeni. Întrebarea este ce putem face să-i atragem. Așa e. Sau ce putem face să colaborăm cu ei. Pentru că, hai să fim serioși, noi încă nu suntem o țară super dezvoltată. Noi încă avem loc de îmbunătățire. Avem niște premize excelente. De avem creștere economică, în ciuda guvernării. Bravo! Bravo! Exact! Pentru da. că guvernul ăsta a atras împrumuturi cu 100 de miliarde mai multe decât guvernul anterior. Da. da e enorm. Da. Deficitul pe primele trei luni. Când vorbești de deficit, toată lumea se uite și zice: A, mă lasă, mă cu economia zi, ce vrei să zici acolo? Băi, nene, ăștia ne îndatorează pe toți. Da, și da, chestia asta se super simte super. în inflație, se simte în prețurile la carbon, se simte în tot. Corect, în corect. mâncare, în cât îți permiți. În, în impozitare. Deci mama, ce, mama mai a decât să-i să 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 mărească asta? pensia, că da. de fiecare dată când îi mărește pensia, Și cumpără mai puțină mâncare de bani. Da da da, 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 da. Deci e clar că toate lucrurile astea sunt. Există. Da. Dar nu doar asta contează. De bine, de rău, România merge înainte, Corect. pentru că, exact cum ai zis, plecăm de suficient de jos. Încă mai avem mult de dezvoltat. Deci de aici. mai avem mult de dezvoltat și eu cred că diaspora poate fi un partener extraordinar pentru asta. Deci eu cred că expertiza lor, și din nou, pentru mine, Israelul este modelul numărul unu. Deci, Israel este o țară de 8 milioane de oameni care este super dezvoltată și din punct de vedere antreprenorial și din punct de vedere tehnologic. Deci sunt, cum să spun, cutting edge la toate chestiile. Ei, Israelul n-ar fi făcut ceea ce a făcut dacă nu ar fi avut diaspora. Dar au avut o politică foarte, foarte interesantă prin a-și cultiva diaspora din America, din Europa, de peste tot în lume și a reușit să colaboreze cu ei. Deci eu asta îmi doresc. 10% sper să vină înapoi acasă, 500.000, dar sunt conștient că 4 milioane jumate vor rămâne acolo. Unii s-au căsătorit, acolo au copii și așa mai departe. Ei, mi-ar place foarte mult dacă noi aici am găsit niște metode să putem să colaborăm cu ei. Și, uh, eu am niște exemple din clienții cu care am lucrat și eu am să-ți dau un exemplu, nu o să dau exact nume clar. ca să nu fac uh, reclamă. În criza din 2008, Dar, 2008 uh, în criza din 2008, e un producător de uh, ferestre, ferestre și okay. ușe din Oradea. Domnule, mari probleme, că piața românească era ceea ce era, construcțiile erau cum erau și în discuțiile pe care ei le-au avut. Și, din nou, a fost ideea lor, eu i-am încurajat. Ce mai, ce-ar fi dacă am încercat să vindem și în Europa? Să mm -hmm. ținem minte, era anul 2008. Domnule, ce noi să producem pentru Europa? Nu se poate, domnule, nu se poate. Păi, hai să încercăm. Hai să încercăm să vedem. Au avut uh, foști angajați care deja locuiau în Europa. Și a mai nu ați vrea să vorbiți voi cu acolo, deși deci aia construiesc, dacă ar dori să ia fereste de la noi. Povestea lungă, scurtă. Astăzi oamenii vând în 80 de țări. Deci fac export din Oradea în Japonia, în Canada. Da. Două treimi din vânzările lor sunt. În străinătate, o treime este doar din România Corect. și au o calitate extraordinară. Uh, au investit cu fonduri europene, pe bani proprii, în tehnologie, în toate lucrurile de genul acesta. Ei, eu nu cred că ar fi putut face chestia asta dacă nu ar fi avut diaspora. Când s-au dus în Belgia, au avut acolo o biserică la care s-au dus, au avut foști angajați, niște oameni care deja știau, da. cred că primilor clienți, au fost oameni plecați din România care sunt "Ah, da, știm, da, voia da. cu ferestrele, știi?" Ei, modele de genul ăsta, sectorul de informatică pe care l-avem. Deci eu a zice că 80% din contractele pe care le au informaticienii noștri Minim. au acolo pe cineva care au plecat, un fost coleg de facultate, da. un tip, știi? Ei, hai să hai să clădim pe chestia asta. Da. Asta cred că este o strategie de dezvoltare economică în care să facem branduri internaționale. Nu uita, noi în România avem, cred mai puțin de 50 de firme care sunt listate la bursele internaționale. Așa e. Păi, ce ar fi să avem 100? Hai să luăm și să scalăm, să luăm firmele bune și să le internaționalizăm. Și nu să trebuie să facem chestia asta. Powerhouses. Exact. Da. Nu e, nici măcar nu e nevoie să ne lăudăm cu ceva ce nu avem. Trebuie doar să arătăm Corect ce există deja, pentru că multe companii de pe bursa românească da. supraperformează sigur. nasdaq Da, sigur. Da, sigur. Da. Deci, deci, asta spun. Deci, deci, noi avem premizele bune, avem din păcate o problemă culturală. Oamenii care fac lucruri bune, care sunt harnici, nu sunt foarte vizibili, nu sunt foarte vocali. Așa e. Ei se bagă undeva, atac din gură. Oamenii care ți mai rușine, domnule, aia umplă și internet, aia merg și prin toate. De aia mi atât de să aduc oameni bune aici. Ai, ai niște oameni foarte buni aici. Foarte, da, da, foarte greu de adus. De deci, exemplu, trag <cansiv> <peri> de domnul Cabat, să da. se întoarcă de anul trecut. Da. Dacă se uită cumva, să se mai uită domnul Cabat. Răspunde la Sunteți invitat. <imagen> Deci, în general, da. oamenii sunt foarte ocupați care da. chiar fac chestii, nu nu prea au timp. Corect, corect. Da. Așa este. Da, Asta este și și cred că trebuie făcut o, un efort uh, intențional și conștient. Da. Domnule, trebuie să-mi pun timp deoparte pentru a face partea asta de educație publică. Și ți-am spus o și data trecută, te felicit și te încurajez să continui să faci chestia asta. Știu că nu e ușor. Știu că nu e ușor să fii pe... Nu-i vorba de mine, aici e vorba de tine, că până la urmă tot ai făcut timp. Mulțumesc! Că discutăm de chestia asta de luni de zile. Mulțumesc, da. Hai să mai vorbim da. de planul de a, da. a aduce oameni din... Da. Așadar, 10% din diasporă, dacă se întorc, ar veni cu obiceiurile occidentale. Corect. Adică de pe niște piețe deja funcționale, corect. unde modul de a face lucrurile nu este bun sau rău, ci funcționează. Funcționează, corect. corect. Pentru că noi ne imaginăm da. că dacă am face lucrurile nu știu cum, sau dacă ar veni cineva să ne dea. Da. Nu, e pur și simplu un mod de a face lucrurile. Diferența corect. între a avea succes și a nu avea succes nu e cantitatea de bani în care începi. Corect. E modul cum faci. Exact. Și oamenii și-ar exact. veni cu un mod de operare diferit. Corect. Și vedem chestia asta la toți oamenii da. care au lucrat în străinătate. Uite, spre exemplu, încă o dată, îl, mai, îl tot dau pe Ovidiu Țifui, da. prietenul meu, da? care a lucrat multă exact vreme în, în Austria. Da, 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 da. Și de când a venit aici, el nu face rabat. Când da. stai de vorbă cu el, ăsta mă pune să cumpăr cele mai scumpe chestii de pe piață, <laughs> după care caut și descoper că sunt cele mai scumpe la noi, dar afară sunt standard. Da, da, da. Adică mă pune să cumpăr hidrofoare de mii de lei, da. bazin de apă de nu știu care. Deci, are numai gusturi scumpe, dar în da. momentul în care le pune, alea funcționează. Adică, tot ce am pus cu el la cu șapte ani, dar nimic sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine, zicea bătrânii noștri. Ăsta e un mod de a gândi pe care noi l-am pierdut. Exact. Deci, din păcate, noi avem partea asta în care dacă vine cineva cu un preț mic, o, gata, hai să o iau, știi? Și nu-mi dau seama că peste șase luni o schimb, știi? Deci este una dintre trăsăturile, dintre tabieletele pe care occidentalii cred că le-au învățat. Și au spus, măi, calitatea contează da, acum trebuie să plătesc un ban în plus, mă doare că plătesc banul respectiv, dar peste șase luni, peste un an, peste doi, nu am tot felul de probleme că îmi cade, că mi se despică și așa mai departe, știi? Deci este, este o un obicei pe care l-au uh, occidentalii, știi? Și, repet, astea sunt trei chestii pe care cred că diaspora le poate aduce acasă. Tabiete, capital și contacte. Okay. Deci vreau contacte și aici pentru că știu că ai foarte mulți urmăritori și ascultători din diaspora, cred că unii dintre ei nu sunt conștienți de contactele pe care le au, nu sunt conștienți de mina de aur pe care ei stau. Și am să ți dau o statistică. Yes, yes. Statistica cea mai interesantă și nu -s cifre exacte, este generația de Yold Generation, Young Old, oameni între 65 până la 80 de ani, okay? Okay. care controlează la nivel global undeva către 100 de trilioane de dolari. Mm -hmm. o, ăștia bogați, deci nu vorbesc doar de elite, ci vorbesc ca și categorie da. baby boomers, îs niște oameni care mulți dintre ei nu au urmași mulți Așa dintre este. ei au propriile lor firme, au clădit ceva, fie nu au copii, fie copii nu vor să muncească, fie afacerea a fost copilul, fie, fie copilul spune domnule, dăm bani, eu nu vreau să funcționez în, în firma respectivă ei, cred că asta este o oportunitate extraordinară mm -hmm. pentru diaspora românească să spună, hei ce ar fi dacă mai adopți pe mine? Și nu mă refer aici să mă adopți. Vreau să cumpăr eu firma de la tine. Și vreau cu firma asta pe care eu am cumpărat-o de aici, din Occident, să mă întorc înapoi la mine acasă și să fac acolo un satelit în care să facem o producție și să vindem la calitate prin vitrina de aici, prin brandul pe care e aici. Okay. În Germania, în Suedia, în Danemarca sau în alte părți de genul ăsta. Deci este, este o strategie de business excelentă. Ai un exemplu? Două exemple am, iarăși nu pot să dau nume, okay. o familie din foști studenți de mei care s-au mutat în uh, Suedia, uh, au muncit în faza inițială, au învățat limba și așa mai departe și acum sunt în procesul de a cumpăra firma și fostul proprietar îi finanțează. Alt exemplu, în America, în Austin, Texas, și în asta am fost și eu implicat, tot așa, un fost student de-a meu a început să lucreze după ce a devenit acționar minoritar și încetul cu încetul... Și a crescut stake -ul. În timp ce bătrânul, are acum 70 ceva de ani, un om extraordinar, absolvent de Harvard și așa mai departe, ia a toată firma lui. Și a spus, măi, oricum ies la pensie, omul are patru copii, dar niciunul dintre ei nu să prea business-ul. Era un business de informatică cu leasing de personal, știi? Și a spus, Bogdan, ia tu, preia tu businessul respectiv. Bineînțeles, s-a făcut o evaluare, ăsta a făcut plățile uh, periodice de. și deja businessul este plătit. Corect. Deci se poate și cred că este un mecanism prin care și diaspora noastră, pentru că vreau să subliniez chestia asta, noi ca diaspora nu suntem foarte antreprenoriali încă. Avem câteva vârfuri, dar nu suntem suficient de antreprenoriali. Și cred de că, de, că și asta de, e necesar. Păi nu avem cultura asta noi am fost învățați să nu deranjăm, să nu ridicăm vocea, să ne angajăm, să fim muncitori. Da. Să fim cumiți. Să, să stăm la locul nostru. Da, da, da. Nu, așa este. Da, da, da. da. Mă întorc la ceea ce spui și am văzut lucrul ăsta de vreme în comunitățile de români din Italia. Da. Era o mare, mare lucru, spre exemplu, o mare mândrie pentru niște români pe care am întâlnit în Torino, la, dacă nu greșesc, la Porta Porteze, este mm -hmm. o mare piață din centrul acolo, da. avea propriul lui Banco. Da. Și alea nu se lăsau decât moștenire din neam în neam la italien. Dar italianul neavând urmăși a preferat să-l dea românului. Da, da, da. Și da. sunt convins că sunt multe situații și pe măsură ce avansezi și în chestia asta cu antreprenoriatul, ajung să înțeleg cât de valoros este să găsești oameni care să-ți ducă visul mai departe. Da. Nu e doar, doar o chestie de bani când faci business. Absolut, absolut. Deci esența unui startup este network-ul. Deci dacă ai network, dacă ai contactele necesare, fie în ceea ce privesc angajații, să poți avea angajați de calitate, dar în special în ceea ce privesc investitorii și clienții. Deci acolo este secretul. Da. Deci trebuie să ai cui să vinzi. Degeaba Corect. tu produci servicii și bunuri și nu ți le cumpără nimeni. Știi? Da. Ei, luând o firmă care deja funcționează, care are o tradiție, o istorie, un brand, un nume, de. domnule, noi suntem de 60 de ani pe piața italiană de. sau franceză și eu vin și o cumpăr și, crede-mă, și occidentalii mai repede ar vinde o firmă la un român decât la un chinez. Și, hai să fim serioși, Așa chinezii investesc foarte puternic, chinezii vor să intre în, în Europa, știi? Au bani nelimitați pentru exact, asta. Exact, exact. De ce nu am putea noi să preluăm chestiile astea, să devenim mai antreprenoriali? Și nu uita, noi avem spatele în România. Deci noi avem, România este pregătită să producă niște chestii extraordinare. Așa Dacă reușim să facem colaborarea asta. Și aici este, da. cred că, următorul pas. Deci, următorul da. pas este comunicarea și colaborarea da. între diaspora și țara. Și ce recomand este mai, nu vă mai cramponați în ce face sau nu face guvernul. N-ai nevoie de guvern. Cea mai bună chestie pe care poate să o facă guvernul este să dea la o parte. Corect. Da. Am văzut exact. business-uri fantastice de robotică, de pompe de căldură, da, da, da. de baterii de fotovoltaice, se dezvoltă soft aici pentru cele mai mari companii. Se fac o grămadă de chestii puternice în țara asta, doar că fiecare este în silozul lui și, -și imaginează că, da, eu lucrez o chestie pentru afară da. și cam atât. Mă, nu. Țara se dezvoltă în foarte multe silozuri mici. Corect. Trebuie doar să facem cumva să le facem să vorbească între ele, dar, într-adevăr, ascultând de are sens ce spui. Să preiei o firmă din străinătate... S-ar putea să fie o treabă foarte deșteaptă. Pentru Absolut. că cel mai probabil, un occidental ar vrea să o dea unui român, am întâlnit situația asta. Sunt curios. Poate să vină la comentarii oamenii să ne spună da. dacă au întâlnit ei situația asta. Și cred că după niște ani petrecuți în compania o știe atât de bine. Corect. Încă nu trebuie să. Îți vei salva ani din viața ta preluând o companie existentă decât să reconstruiești o versiune a ei da, 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 da. în altă parte. Că de fapt Corect. asta ai vrea să facă da, dacă da, da, pleci da. de acolo, nu? Corect, da. Mulți asta fac. Da, da. Și deci sunt câteva mituri foarte interesante. Da. Unu, oamenii cred că antreprenorul este acel adolescent care are o idee undeva într-un garaj, stă noaptea și face o chestie. Da, nu nec că sunt. Dar vârsta medie a antreprenorilor de succes este 46 de ani. Băi, am auzit. Repet încă o dată, 46 de ani. Asta înseamnă că ai un om care în primul și în primul rând are 20 de ani de experiență. Foarte important. Pentru că dacă te duci acolo neexperimentat, faci o grămadă de greșeli. Numărul 2. Nu mai are așa multe presiuni în viața lui personală. Adică copiii au crescut și au plătit casa și au terminat una și alta. Știi? Numărul 3. Are destul de multă energie. Are contacte, știe cu cine să vorbească. Stii? Și ceea ce pe mine mă deranjează, și are și o chestie românească. Știi, domnule, după ce s au crescut pruncii, gata, sunt gata să ies la pensie, mă duc undeva la oi. Se duce stii, chestia asta. O, orășenii știu că viața nu se termină la păi 50. Păi fratele meu, de-abia de te-ai antrenat. De-abia ai făcut antrenament, de-abia ai făcut încălzirea, știi? Da. După 45 de ani, ești gata, pregătit. Cât îți dă Dumnezeu până la 80-90 de ani? Încă 45. Încă 45 de ani să faci chestii grozave. Ce ai vrea să faci încă 45 activi? Aici este ideea. Aici este ideea. Acum, eu încep cu, cu baza și mai mai auzit și știi că pentru mine e piticul meu. Avem nevoie de optimism. Și avem nevoie de acea Unde credință... Unde se vinde? Măi, Am văzut de... că se vinde în club, la pastilă. Cred că, cred, cred că cea mai bună metodă este să ne molipsim unii de la ceilalți. Okay. Pentru mine, optimismul vine din credința în Dumnezeu. Am vorbit despre credința mea și cred că optimismul este credința care e un credere neclintită în lucrurile nădăjduite, puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. Este acea alegere de a vedea lumea ca o serie de evenimente pozitive, care din când în când se mai întrerupe decât o chestie negativă. În alte cuvinte, când dau decât eu în pod de decât o eu... Nu mă opresc, domnule. Dăm drumul mai departe, hai că lucrurile se vor, se vor redresa. De de deși pare o chestie religioasă nu e doar religioasă. Este mai reală decât realitatea. Corect, da. Pentru că noi, având acest negativity bias, exact, noi da. vedem toate nenorocirile din jurul da, nostru. Da, da, da. da, da. Pe scaunul unde stai tu a stat un ateu. Așa. în trecută. Așa. Care era mai optimist decât mulți oameni <laughs> pe care îi cunosc. <laughs> da, da, da. Omul da. a căzut în cap și-a rupt gâtul. Ia Două vertebre. Da, a stat paralizat da, da. nu știu da. câtă vreme. S-a pus înapoi pe picioare, s-a urcat pe munte, de la bicicletă. Da. Super activ. În tot sistemul lui de referință, nu avea nevoie de Dumnezeu ca să justifice chestia asta, mm -hmm. de să se vedea o resursă da. de optimism în da. el și de voință de a trăi. Da. Adică, da, dacă să te uiți un pic la viață prin prisma unor evenimente punctuale, da, o să găsești mm -hmm. suficient de multe motive să stai elanul, să-ți dai cheful. Da, 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 da. Dar, una peste alta, planeta n-a fost niciodată atât de pașnică. Cu toate războaiele pe războile. care le vedem la televizor. Da da da, 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 da. Se moare mai puțin ca niciodată. Avem o viață mult mai prosperă, sunt mult mai multe oportunități și întorcăm la partea de, de antreprenoriat. Nu poți face antreprenoriat fără optimism. Și asta este prima mea recomandare și pentru cei care sunt în diaspora. măi, trebuie să crezi într-un viitor mai bun. Știi? Dar și pentru cei care suntem aici, care am rămas în România. Deci e foarte periculos să ne to hrănim cu lucrurile care nu sunt, uh -huh. cu lucrurile negative care s-au întâmplat. Sau cu ce s-ar putea întâmpla? Sau ce s-ar putea. Ai e și mai rău? <laughs> da. Da, și foarte mulți oameni interesant, le spun studenților creativitatea sau optimismul este de fapt un dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și cei mai mulți oameni și îl folosesc ca să-l îi ducă către frică. De fapt asta este frica. Deci frica este creativitate, optimism filtrat de exemple negative, pe care fie le ai experimentat tu, fie ai auzit despre ele. Bă, nu mă duc să mă încep firmă că am auzit că nu știu care, au venit cineva în control băi, ăla au pierdut, nu știu ce, nu fac cu tare, cu tare chestii. Și oamenii își alimentează frica, din nefericire, mass media, și tu știi chestia asta cu algoritmele și social media, este predispusă să facă share doar la informații negative, pentru că pe alea dăm click mai mult, lucrurile pozitive, dă-le încolo, știi? Și atunci oamenii se hrănesc cu informații negative și creativitatea aia care le-a dat-o Dumnezeu ca să facă lumea mai bună, în loc să o folosească într-un mod constructiv, o folosesc într-un mod distructiv. Bineînțeles. Stau, își plâng de milă, bârfesc, își închipuie teoria conspirației. Băi, ăștia, băi, ce-au făcut, știi? E, eram în Bine, unele teoriile conspirației se dovedesc ca fi adevărate. Băi, alte eu înțeleg, dar dacă te hrănești cu ele, Aie. George, îți dau un exemplu, în Oradea. Acum, că Oradea e un exemplu bine cunoscut. S-au făcut niște chestii extraordinare cu uh, pasajele și toate chestiile. Eram într-un uh, într taxi, știi? Și mă duc și taximetristul zice, da, domnule, s-au făcut pasajele astea, dar numai ăștia beneficiază, știi? Și m-am uitat la el și spun, îmi spune și mie, vă rog, cine sunt ăștia. Că, acum cam cunosc pe toți din Oradea. <laughs> nu un oraș așa c mare. Care sunt, domnule, ăștia care beneficiază în contrast cu noi? Deci, noi suntem undeva văduviți N-avem voie să trecem prin pasaje, numai ăștia, ăștia. <laughs> știi? ăștia. Ave Avem fraze de genul ăsta, știi? Ăștia, ăia, uh, voi, știi? Da. Domnule, uh, hai să intrăm în lucrurile care construiesc. Hai să folosim ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Când Dumnezeu ne-a dat capacitatea asta de a crea, de a bunătăți, hai să o facem constructiv. Atât cei din diaspora cât din România. Acum eu nu pot să garantez că toate pasajele alea, nu s-au făcut, uh, s-au făcut toate fără, fără șpăgi. Niște șpăgi, niște uh, resurse erosite, sigur au mai fost pe acolo. Nu dar o ce-s făcute măcar, s-a să ne bucurăm noi de ele. Da. Apropo de Oradea, o paranteză, uh, la Curiosity Summit pe 24 aprilie, nu știu dacă ai timp, te invit, dacă, uh -huh. ai, dacă ai, ai putea să vii, vom avea în premieră ceva foarte tare de la Oradea. Pe George? Pe George, dar care face ceva foarte tare în Oradea. În premieră nu pot să spun. Nu pot să spui. Bun. O să anunțăm bun. în premieră la sala. Da, 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 la, da. Dar face da. o chestie. Deci, credem foarte tare. Deci, colaborăm cu el foarte bine. Vorbim de George Haber. Uh, George Haber, corect. Da, colaborăm cu el foarte bine, suntem foarte mândri de el și eu sunt foarte mândru de comunitatea pe care s-a adunat în jurul lui, ora de cap și ceilalți băieți de acolo și fete care fac o treabă de. excelentă. Și uite că, de bine de rău, ori, de a s-a pus pe hartă din punctul de. tech tecului. Uh -huh. Avem mult de îmbunătățit. Dar, dar și mă întorc la partea de optimism. Dacă noi ne-am concentrat pe toate neajunsurile. Că aia nu merge, că universitatea, că orașul mic, că... Și am avea dreptate pe toate. Mai am, răm am, rămâne la sapă de lemn. Da. Știi? Dar alegem să ne concentrăm pe lucrurile pozitive și de bine, de rău, lucrurile încep să se construiască. Ca un bulgăre de zăpadă. O să-ți placă. Cred. O să, cred, să cred, fie super tare. Tot ce e de tehnologie, tot ce de tehnologie îmi place. E next gen. Deci tehnologia este doar A. o o unealtă necolație. Da da da, 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 da. Mai departe. Mai vezi? departe, a doua chestiune, a doua trăsătură pe care eu o recomand este partea de îngăduință. Și aici poate că sunt subiectiv. Dom'le, dacă îi să colaborăm, dacă îi să facem, să zic așa, afaceri împreună, trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Adică? Trebuie să învățăm să depășim trecutul. Știi? Uite, anul 2024, iarăși va fi an electoral, e foarte la îndemână să vorim ce s-a întâmplat, ce-a făcut, unde a fost ăla. Și noi între noi, dar și cu căia de la diaspora. Deci, părerea mea este că avem nevoie de o trăsătură de îngăduință sau, poate mai chiar mai departe, o trăsătură de bunătate. Iar Iarăși mă duc cu, cu credința mea creștină. Cred că ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Știi? Deci, faptul că un om e îngăduitor nu înseamnă că e lipsit de valori. Nu înseamnă că uh, vopsește peste rugini. Dar cred că dacă noi am învățat să fim mai îngăduitori unii cu alții, dacă cineva a făcut o greșeală, să-și o poate repara. Au frații catolici o vorbă interesantă, a greși este uman, a ierta este divin. Mai hai să trecem peste greșelile trecutului, hai să trecem peste cine au fost comuniști și cine nu au fost, cine au furat și cine nu au furat, pentru că dacă noi ne hrănim doar din greșelile trecutului, și repet, au fost multe și zvizibile. Uh, și dacă trebuie corectate, lăsăm justiția să le corecteze și așa mai departe. Dar dacă noi, oamenii de rând, comunitatea oamenilor de afaceri, comunitatea oamenilor de bună credință, așa cum îi numești tu, uh, și cred că ascultătorii tăi sunt oameni de bună credință, nu învățăm să trecem peste, nu învățăm să iertăm, nu învățăm să îngăduim. Pe cine să se Sebastian? Mai noi între noi. Am avut un partener de afaceri care m-a otrădat. Vreau să spun chestia asta. Eu, eu, am început, eu am trecut prin 25 de startup-uri și unele dintre ele au fost niște experiențe groase. Oameni pe care eu i-am pregătit, știi, este în popor o vorbă, nu le-ai lăsat să moară, nu te să trești. Dacă eu mă hrănesc pe ce mi-a făcut ăla, ce mi-a scris ăla, ce o zis ăla, mai nu mai fac nimica. Nu mai fac nimica. Dacă eu mă gândesc la ăla care o bă, dat bir cu fugiții și o fugit în nu știu unde și nu știu unde, Cred că avem nevoie de îngăduință. Cred că dacă nu avem acest duh de bunătate, nu o să putem să colaborăm niciodată. Da, fac o diferență între iertare și restaurare. Și nu cred că cele două sunt puse la oaltă. Chiar am citit o carte extraordinară care ți-o recomand. Trust. Încredere. Scrisă de un psiholog care vorbește despre relațiile interurmane, cum să le restaurezi. Și spune el, e un tip care face foarte multă consultanță în domeniul business-ului. Și spune ce, motivul numărul unu pentru care eu văd corporațiile că se destramă, este lipsa încrederii. Care se bănuiesc unii pe alții, se sabotează și așa mai departe, știi? Și unele exemple sunt bine cunoscute de înjunghieri pe la spate, învidia și alții, în care au încercat să-l să scoată pe unul și pe altul. Dar spune el, domnule trebuie să ierți, pentru că dacă nu ierți, este ca și cum ai bea tu un pahar de o travă și te aștepta ca colegul care ți-a greșit să moară. Deci noi ne otrăvim prin faptul că nu iertăm. Asta e ca cu blestemul, că jumătate pățești și tu din ce ai blestemat, da, e da. credință populară română. Da, 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 știi? So, dacă vrem să avem această cultură de colaborare, această cultură uh, a abundenței, în care să putem să găsim, trebuie să găsim un mecanism prin care să iertăm. Eu mă duc un pas mai departe. În cultura noastră românească trebuie să găsim un mecanism să confruntăm. Și noi avem de multe ori impresia că confruntarea este o chestie finală. Domnule, eu îți spun ție exact ce doresc doar când rupe relația cu tine. Confruntarea este o chestie foarte sănătoasă, foarte normală. Comunicarea între soți, între parteneri de afaceri, între colegi, între furnizori. Domnule, dacă nu există dacă nu se spune lucrurilor pe nume, da. și dacă se merge pe chestii evazive, gen, băi, n-ai o parte de apă, că mi-o foame, de n-am unde dormi, și dacă s-ar putea dacă, ai. dacă ați putea să plătiți și mie facturica să Vai, mie Doamne Deci nu ne dăm seama Că trăsătura asta Nu duce la prosperitate Nu duce la bunăstare Trebuie să învățăm Pe de o parte să iertăm, să ne îngăduim Pe cealaltă parte să vorbim concret să sp să, comunicăm să, direct. Să spui ce vrei. Da. Asta da, spun da. și psihologii. Una da. dintre cele mai mari probleme în relații este că nu își spun ce vor. Da. Da, da, da. 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 Și, și imaginează că al ar trebui să se prindă. Exact. Da, da, da. Da, da, da. da. Ei, închipuieți ce dăunoasă este uh, practica asta în business. Când vorbim despre bani serioși, când vorbim despre contracte, uhum. despre termene limită, lucruri care ar trebui făcute, domnule, trebuie să finalizez lucrarea respectivă, domnule, eu mă bazez că îmi livrez produsul. Da. Și nu-l avem. Okay. Și nu-l avem. Deci ar trebui să ne spunem mai des exact ce dorim unii de la Prec. alții în relația de business Da, da, da. da. și da. să fim îngăduitori. Și să fim îngăduitori. Absolut. Avem discuția asta cu partenerul meu de business, partenera. Așa. Și zicea, băi. Mă supără, mă supără persoana asta, zice, da. nu-mi place cum, ce mi-a zis. Da. Da, măcar ți-a zis. Ți-a zis da. direct? Da. Da, 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 da m-a deranjat. Zic, da, da, ți-a comunicat. Corect. Da, dar mi-arată ceva greșit despre ea. Ok, Per total, e o relație pe care vrei să o păstrezi. Pentru că asta mi se pare cea mai mare problemă. Uh, un incident de genul ăsta riscă, dacă nici noi nu suntem capabili să oferim și să primim îngăduință, să ne pună în situația de a reteza da, relații. Da. Pierdem foarte ușor relații, exact din ce ai zis tu. Da, 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 da. Ochii care nu se văd și mai ales de când cu tehnologia, da, 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 da. știi, se pierde da, prin da, mesaje, da, percepția. Da, 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 Am da. avut multe exemple de oameni care eu credeam că sunt în conflict. Păi ne-am dus față-înfață, ce faci, mă? <laughs> exact, exact, da, da, da. Relațiile trebuie cultivate, știi, deci relația e ca și o, ca și o plantă. Dacă nu-i dai apă, dacă nu o scoți la soare, moare. Și relațiile sunt vitale da. pentru noi ca oameni, dar și pentru partea de prosperitate, da. de, de antreprenoriat. Da, dar noi, noi noi subestimăm cât de mult se degradează relația și din partea cealaltă. Corect. Noi întotdeauna ne așteptam ca ăla la altul să facă un pas. Corect. corect. Să vină el să-și ceară scuze, da. să vină el să încerce, să vină el să ți propună, da. să vină... Dar dacă tu nu o faci, deci te să o facă el. Da, 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 da. Și mai e o chestie și e greu de îndurat chestia asta. M-aș da. întoarce exact la ce am zis mai devreme. Trebuie să... Te te împaci cu ideea că oamenii care vei lucra nu sunt nici pe departe perfecți. Corect. Cum fac să rezolv da. asta? Fo Foarte bună întrebare. Iarăși, pe mine mă ajută credința creștină. Deci eu știu că omul este născut în păcat, că are deficiențe și ca urmare, când încep o colaborare cu cineva, nu încep partea asta la superlativ. Domnule, tot o să fie excelent, ăsta nu o să mă trădeze, ăsta nu o să mă bârfească, să nu o să facă nimic ca niciodată, și încep mult mai temperat și spun, măi, și el e om, și el are slăbiciuni, și el va avea căderi și ispite, hai să clădim un sistem care să prevină chestia respectivă. Hai să avem măcar o comunicare transparentă. Eu folosesc două fraze în afacerile mele. Una este sustenabilitate și a doua este pragmatism. Adică, domnule, eu vreau să colaborez cu tine și peste 10 ani. Vreau să te văd în ochi și să pot să dau mâna okay. cu tine ce am de făcut astăzi ca peste 10 ani de zile să am loc de bună ziua, știi? Okay. Și a doua chestiune, mai hai să nu ne hrănim cu o idealizare. Da. păi ar trebui, dacă eu vorbesc cu George, George ar trebui să mă polească cu aur, George ar trebui să fie înțelegător când eu îl mint și așa mai departe. Domnule, pragmatic discutând îi realist ceea ce eu mă aștept de la el pragmatic discutând, se va întâmpla, dacă noi ne facem planul ăsta, o să-l o să-l realizăm, dar noi trăim cu idealismul ăsta. Idealismul, am o glumă pentru chestia asta, pe vremea comunistă, știi, era un uh, președinte de Ceapeu, tovarăș, care primise de la uh, București uh, planul pe care trebuie să-l facă uh -huh. și să uită la cei din jurul lui. noi o să facem planul ăsta cincinal în patru ani și jumătate și dacă ne ia șase. <laughs> <laughs> deci deci este, este idealismul ăsta domnule, nu putem să împlinim Cincinalul ăsta, o să ne ia șase ani Dar noi în idealismul nostru Ne punem ca și obiectiv Patru ani și jumătate da. Este optimismul ăsta, care de multe ori Este prost înțeles Și care deunează relațiilor Că promitem foarte ușor. Da, sigur, dar nu e nicio problemă. Dar banii, nu ne uităm noi la bani, dar suntem prieteni și așa mai departe. Când de fapt tot ce ne interesează este să bătem palma atunci, să luăm banii aia și vedem noi după aia. Aici e problema. Și de, -a de aia am nevoie de sustenabilitate, adică pe 10 ani noi o să mai colaborăm împreună, știi? Și doi, uh, pragmatism. Domnule, e fezabil ce mi-a spus omul ăsta. Chiar o să fie în stare să mi-o termine în două luni de zile? Hai bă, să fim serioși, că nu se poate. Percepția mea, Sebastian, de? este că în cea mai mare parte a timpului, în continuare mediul de business românesc, mai ales antreprenori români, da. cu companii mici și mijlocii, ăsta e modul de lucru. Din păcate. Da, sunt de acord, sunt de acord și uh, acum eu mi-am făcut uh, scop, run. scopul vieții, uh, partea educațională și cred că și tu cu acest program ai foarte mult de spus la partea de educație. Și iarăși, ha hai să fim un pic uh, echilibrați, mulți dintre aceștia antreprenori nu au avut pregătire uh, economică da. sau dacă au avut, au avut una foarte teoretică. Uh, da. Când vorbesc eu cu diferiți clienți cu care lucrez, să care e ultima carte de management pe care ai citit-o? Și mai am câte unul care, așa, cu mândrie, spune: și eu n-am citit așa ceva în viața mea. Uh, bun, cât de proficient sunteți la partea de Excel? Eu nu lucrez cu chestii de genul ăsta. Păi, dacă tu nu lucrezi cu Excel și dacă tu nu ai citit o carte de management, nu mă pot aștepta ca tu să știi să lucrezi după cu ultimele. Pute, nu se pute poate, pute. nu se poate, știi? Și aici e partea de educație, dar uh, mare atenție, nu vrei să-i jignești. Uh, și dacă, dacă ei lor le merge businessul în felul ăsta. Treaba lor. Uh, na, uh, nu, nu mai comentez la, la chestia asta, știi? Asta e problema că merge, într-un mod foarte interesant, merge până da, la un punct. la un punct. Dar în absența lor, businessul se prăbușește pentru că nu are structură. Apropo de, de chestia asta, că și noi deja avem o categorie de antreprenori, trecuți de 60 de ani, ei care încearcă să-și vândă businessul mm -hmm. sau să lasă moștenire la copii și deja primesc destul de multe solicitări de pentru evaluări. Ok. hai evaluați în firma, știi? Și prima chestie pe care o spun este firma cu sau fără dumneavoastră. Deci, pentru că dacă evaluăm, ne uităm profitul pe 3 ani de zile plus toate activele pe care le are. Cam asta este cifra cu care uh, pornim. Cum, cum, cum? Profitul pe 3 ani de zile plus toate activele. Aia asta... e valoarea. Cam aia e valoarea, modo. Pentru cineva care investi. Pentru, pentru o firmă. Dar întotdeauna întrebarea se pune funcționează business-ul ăsta fără antreprenor? Și răspunsul de cele mai multe ori este, păi, dacă eu mă duc în concediu trei săptămâni, trebuie să închid tot că nu, nu se face treabă. Uh, și aici este durerea și uh, ăsta este motivul pentru care lucrăm cu mulți oameni spre scalare, spre profesionalizare, spre digitalizare. Uh, și aici iarăși avem oportunitate în România, sunt fonduri europene pentru digitalizare. Da, e e un pic de bătaie de cap, dar domnule, nu-ți poți permite să duci business-ul astăzi ca în anii 90, cu caietul și cu un uh, păi nu, fax și așa mai departe. Nu cum știi? să faci față la com competiție. Nu. Adică, uh, am, am vin în minte două exemple. Am vizitat o fabrică unde se folosesc roboți la Sibiu da. și care sunt competitivi pe ceea ce fac ei la nivel internațional. Evropa este pentru Porsche, pentru da. alții, da? Cutii de viteze, chestii de înaltă finețe. Pe de altă parte, însă, ai zice că România este, e, este din multe puncte de vedere, o țară eminamente agricolă încă. Da. După ce i-am pus pe grădinar să facă socotelile Unde crezi că au ieșit mai ieftine plantele? La pepinierile din România sau ala din Olanda plus transport? Olanda plus transport, da Deci plantele din Olanda cu totul cu transport Este mai ieftine decât cele deja aici De ce? Pentru că sunt mult mai eficienți olandezii Și au tehnologie Și prețul per unitate Este mult mai ieftin decât cineva Care produce în România Durerea agriculturii românești este consumul gândește că 70% din consumul românesc este din, uh, din import. Da. Adică noi consumăm ce se produce în uh, Vest. Polonia, în Spania, în alte părți și asta din nou pentru că agricultura românească, agricultura românească are două mari piedici. Prima, încă nu am clarificat partea de proprietate. Și pentru că nu avem partea de proprietate e foarte greu să comasezi terenurile. Știi? Ai, ai o primă problemă. Știi? Da dar chiar și așa, cei care au să le comaseze. Stau, și stau doi, din niște subvenții bravo, se puțin. Bravo. Și doi, cei care au reușit să subvenționeze sau care, cei ce care funcționează nu vor să îmbrățișeze tehnologia. Deci ei rămân la secolul 20. Și știi? chiar și cei care îmbrățișează tehnologia au barierele lor. care da. Gândește-te că vine de la o pincă. Da. Da, da, da. Literally, da? Da, deci, da, da, da? Direct din noroi. S-a da. ridicat la nivel de boier modern. Da, da. Deține 100 de hectare. Are, le gestionează tehnologizat. Am văzut un caz de genul ăsta și produce foarte multe cereale. Și e da. foarte tare, ce faci cu ele? Le vând. Da. te-ai gândit să faci altceva? mai vin și alții cu ideile astea. Nu -mi trebuie mie din astea, George. să i bătaie de cap. Uite-te la mine. Eu vreau să trec, vreau să călătoresc, vreau să mă bucur de viață. Dar nu trebuie să faci tu. Da, da, da. da, da, da. Efectiv, creează un braț Sper. al businessului da. tău care să ia da. cerealele, uh -huh. să le transforme în altceva. Da. Să-mi bat eu capul cu morărit și panificație, ești nebun. Da. Nu -mi trebuie mie așa ceva. Da, da, și da. Să da, Mărești valoarea. Zice, da. Am deja mai mult decât pot cheltui. da. da. Este și asta un prag important. Este. este. Și din, din nou, nu vreau să judec pe nimeni. Nu judec. Ce vreau să spun este că sunt oportunități pe care oamenii nu le fructifică. Uh, și și aici, aici e o chestiune. Deci, iarăși, credința mea creștină, cred că dăm socoteală de toate lucrurile care Dumnezeu ni le-a dat. Știi? Uh -huh. Și cineva care, din vari motive, are abilități, are proprietăți, măi, cu alea trebuie să, trebuie să faci. Da. Uh, Mai că mi-a mi spus în copilărie, toată copilăria, se bicui, se dă mult, îi se cere mult. Dacă cineva a primit zestrări, dacă a primit oportunități... Și iarăși mă întorc la contextul românesc. Deci România este într-o situație privilegiată, inclusiv din punct de vedere economic. Avem foarte multe oportunități pe care trebuie să știm să le fructificăm. Uh, și asta este contraargumentul meu. Da, înțeleg, pentru unii antreprenori care spun, prin comparație cu ce am avut, acum am mai mult decât îmi trebuie. Uh. Copiii mei uh, nu știu să cheltuie câți bani am eu. Bun, bravo, felicitări. Asta te responsabilizează. Asta de, te responsabilizează. Da, oamenii trebuie să-și caute uh, obiective și ambiții noi. Corect, corect. Altele corect, decât da. un Rolex și niște vacanțe exotice. Corect, corect. Și, uh, iarăși, modelul este că n-am inventat noi roata. Uh, americanii au avut o situație similară la sfârșitul secolului XIX. Așa. Deci, când au fost the Rubber barons. Deci, exact aceeași situație Imediat după războiul civil din 1865 s-a terminat, a avut o categorie întreagă de multimilionari, Rockefeller și Carnegie și așa mai departe, care, domnule, 30 de ani au muncit și au făcut, apropo, mulți dintre ei foarte corupți, deci, deci cum să-ți explic, deci ce făceau ei? Da. Ei, după vreo 30 de ani, prin 1895 a fost The Sherman Antitrust Act, în care din toată s-a schimbat cultura. Au a, multe companii mari. A fost, a fost o, un reporter care a început să scrie despre situația care era acolo și încetul cu încetul s-a schimbat cultura americană și în 1896, mi se pare, Carnegie a scris un articol interesant, The Gospel of Wealth, Evanghelia Prosperității. Foarte greșit înțeleasă teologic, dar el ce a spus este următorul lucru. Greșala europenilor a fost faptul că a dat, au dat banii următorii generații, sub formă de moștenire. Și ce ar trebui să se întâmple, care este până ziua de astăzi în America, orice fel de avuție peste un milion de dolari ar trebui taxată la 5-5%. Okay. Deci astăzi în America, dacă un milionar își lasă bogăția copilului său, tot ceea ce este peste, acum cred că e vreo 2 milioane de dolari, trebuie să plătească impozite la stat. Sau o bagă într-o fundație. Dar și aici vreau să spun, ei ce s-a întâmplat cultural în ultima sută de ani este toți acești milionari au mers pe modelul fundațiilor care au făcut enorm de mult bine. Și asta e drept. Carnegie a investit în biblioteci, Rockefeller a investit în universități, a în centre de cercetare, a investit în tot felul de chestii nemaipomenite. Gândește că The Rockefeller Institute a avut, mi se pare, 5 sau 6 câștigători de premiu Nobel pe care el i-a finanțat din banii lui. Știi? Uh, ei, din toate oamenii ăștia... Trebuie să mai speli un pic din rușine. Mai a spălat din rușine. Mie îmi place să cred că a avut parte de pocăință. Adică că Până, i s-a... La i un moment dat, probabil că da, un pic de pocăință ajută. Da. Și după aceea, generațiile care au venit după ei, uite de inclusiv uh, categoria de acum de antreprenori, gândesc în același termen. Uh, Bill Gates în aceași situație. Deci Bill Gates va fi cunoscut și va rămâne în istorie mult mai mult pentru filantropia sa decât pentru faptul că a dus Microsoft-ul. Pentru că a avut din capul locului mindset-ul ăsta. Uh, Warren Buffett are exact aceeași chestie. Și a avut 100 de ani de capitalism american care a fost echilibrat de partea asta filantropică. Da. În care oamenii au spus, bun, hai să facem viața mai bună. America America este o țară dezvoltată, civilizată, nu numai datorită faptului că guvernul a avut niște legi ci pentru că ai avut această categorie, această societate civilă a oamenilor care au spus enough. Mai au nevoie de un pic de calibrare. Of course, și au fost multe abuzuri, deci nu, da. nu vreau să-i ca pe niște mânceri. Cu mungeri. toate astea, Doamne ferește. este cel mai competitiv și mai bun sistem per total de pe planetă. Bravo! Dovadă că în momentul ăsta un muncitor calificat câștigă mai bine decât un om de știință din Europa. Da. Asta un este. om înalt calificat da. din, din uh, Statele Unite câștigă mai mult decât un om de știință da. sau da. cât un uh, reprezentant al guvernului din da. Marea Britanie. Dacă... Da, 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 da. Adică cum, economia americană este mult mai productivă fix pentru aceste principii. E pragmatismul american. Exact. De, deci partea care eu am, am luat-o de la ei este pragmatismul ăsta. What works. What's right, what works. Adică care sunt lucrurile corecte, au un set de valori da. care iarăși este rădăcina lor creștină. Și, domnule, ce funcționează? Ce de rezultate? Corect. Și au această abilitate de a pivota. Bun, a mers da. într-o direcție, este o direcție greșită, trebuie să pivotăm. Da. Uh, azi dimineață, uh, când am venit în coace, citeam un articol în Economistul, uh, fostul director care făcea uh, tarifurile pentru președinția Trump, scris o chestie foarte interesantă, zice. Care? Cine? Nu mai ții minte cum îl cheamă, iartă-mă că okay. ți-aș ți ți pune numele, dar spunea, spunea o chestie interesantă. Spunea ce filozofia noastră de free trade din ultimii 70 de ani nu a dat rezultatele corecte. Trebuie să o schimbăm. Măi, când am ști chestia respectivă, mi s-a părut atât de profund, știi? Cineva care să aibă puterea să spună we were wrong, știi? Iarăși mă întorc la valorile mele, știi? Dom'le, să-mi cer iertare, să-mi spun bun, am greșit. Direcția în care noi am mers, economia asta liberă pe care noi am creat-o, nu e perfectă. Trebuie să pivotăm, trebuie să facem o, o schimbare uhum. și hai să facem o dezbatere, hai să fie transparent, hai să fie mai departe, haide să ne reinventăm. De. Aici este, cred că, o chestiune pe care și noi ar trebui să o învățăm. Săptămâna trecută a fost în China patru zile Janet Yellen, uhum. cea mai importantă voce pe economie, da, 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 da. care s-a da. dus acolo și a fost, din câte am auzit, primite, inclusiv de Xi Jinping. Uhum. Ca să-i roage pe chinezi, să nu mai producă atât. Da, da, da. Tu gândești că s-ar la punctul la care America roagă China, bă, nu mai produce atât de mult, că ne puneți pe toți în dificultate. Da, da. Ce ne scapă tuturor este că modelul american a ajuns, iată, și în China. Da. Și chinezii l-au dus la nivelul următor. Modelul american este foarte valoros și nu este doar o chestie de a face foarte mult, de avarie. Corect. Oamenii confundă da. prosperitatea americană cu. Um, cu aroganță, este o doză de aroganță. Da, da. Dar o confunde de foarte multe ori cu zgârcenie, nu este. Da, da, da. De foarte multe ori americanii fac spray and pray. Da, da, da. Prăște bani și ca să vadă ce ce, ce se ridică din ele. Da, da, Mie, da. eu am rămas o gură casă când vorbeam spre exemplu cu uh, George Roth uh -huh. uh, și cu alți români din uh, din Silicon Valley care îmi spuneau, zice Mergeam pe stradă pe acolo prin palul altul și ce vezi companiile astea aici sunt numai venture capitalist, da? zice, știi câte din companiile în care bagă ăștia bani sunt profitabile? <laughs> dacă au noroc, 1%. 1%, exact. Eu, eu știam 5, da? E 1%, da? Da, da, da. da. 5% ăia care chiar au noroc. Aia sunt chiar buni. Aia sunt chiar, chiar, buni. Da, 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 da. Dacă, o, dacă, arunci, deci dacă ai 100 de milioane și da. împarți la 100 de oameni și unul dintre ei reușește să facă miliardul, te-ai scos. Te-ai scos, exact. Da, 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 da. Asta este un mod american de a face lucrurile da. care, da, într-adevăr, poate fi exploatat da. și împotriva lor. Asta cu free trade-ul, într-adevăr. Plus că Partidul Comunist are capacitatea asta de a stimula anumite părți din economie corect, corect. ca să lovească corect, în anumite da. industrie pe care le vede slăbite în vest, da. cum ar fi mașina electrică. Da, 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 deci da. există și slăbiciuni în sistemul american. Sunt, sunt, sunt foarte multe. Da. Un sistem deschis poate fi... Vulnerable. vulnerabil, e vulnerabil la manipulare. Da, și din păcate vedem chestia asta în ceea ce... deci astăzi din punctul meu de vedere, cea mai slabă verigă în America este cultura. Adică, adică dat fiind faptul că mass-media americană a virat într-un mod greșit și că poate fi influențată. Uh, pentru mine, fricat numărul 1 în anul 2024 este că inteligența artificială va influența alegerile din Statele Unite, din alte părți ale lumii, uh, datorită faptului că mass media, cultura americană, nu mai este unită. Iarăși mă întorc înapoi la ce Nu a fost niciodată pentru... unită. Mai vorba despre asta, Sebastian. A fost eu, eu că... un numitor comun. Care? Eu am, eu am Care trăit, era eu am trăit comun? acolo. Free market economics. Okay. Prosperitatea, ok. Valori cât de cât creștine, o frică de Dumnezeu. Deci când eu am ajuns în America în 1989, cam astea erau. Și scria Francis Fukuyama, The End of, uh, of History, știi, sfârșitul istoriei. Uh, adică valorile occidentale americane, de Washington Consensus, au câștigat. Uniunea Sovietică este îngenuncheată și se destramă. Înțelegi? A fost chestia respectivă. Ei, începând cu 2000, 2008 cu criza economică, dintr-o dată, cultura americană s-a împărțit în două. Da. Ai oamenii care au îmbrățișat tehnologia, care îs foarte bine educați, care înțeleg sistemul bancar și ai oamenii mai puțin educați. Dezamăgiți. Dezamăgiți, care au rămas în urmă, care n-au făcut upgrade-ul, care n-au făcut risk ul și, în esență, dacă te uiți astăzi, așa se împarte cultura americană, asta e societatea americană. Ai niște oameni care aplaudă uh, capitalismul și toate celelalte și alți oameni care spun și pe, wow, where's my peace? Ce se întâmplă cu mine? Că eu să rămas în urmă. Știi? Și problema este că mulți din oamenii se întorc la Dumnezeu. Da. Ca o scuză. Ac -ac Acum eu aș spune următorul lucru și vreau să fiu foarte atent. Uh, unii dintre ei folosesc uh, numele lui Dumnezeu da. fără neapărat să fi citit Biblia sau să vă văzut exact ce scrie acolo. Ai auzit, îmi pare rău de să spun chestia asta. Ai auzit de faptul că și Arizona mai nou a interzis avortul și vor să extindă chestia asta până la partea de in vitro. la Da, da, da. da, da. S-au dus foarte, foarte departe. Adică nu doar că a fost anulată decizia Curții Supreme în Roe vs. Wade da, în care da, se putea, da. avortul era legal. Sunt mai multe state în care da. avortul, nu doar că este ilegal, dar vor să extinde și mai mult aceste limitări ale libertății femeilor. Core, corect, corect. Sunt subiectele culturale care au devenit în America un uh, măr al discordiei. Și din da. ceea ce exista oarecare, un oarecare dialog și exista un oarecare numitor comun și exista un oarecare obiectivism, da. uh, din păcate, cultura americană uh, este acum într-o dezbinare destul de puternică. Uh, Legea avortului, libertatea femeilor de a-și de da. controla corpul, a, da. devine miza electorală. Între Biden și Trump. Corect. Trump a ieșit săptămâna asta ca să lămurească chestia asta, da. în timp ce democrații dau tare pe libertatea reproductivă. Corect, corect, da. Băi, la asta am ajuns. Acum ne, ne luptăm pe corpurile femeilor în 2024. Nu ca și eu cel care se ține neapărat discuția de asta. De deci cred că e un subiect a femeilor care, care, care să intre în, în tema asta. Din nou, eu sunt anti-avort, uh, dat fiind credința mea creștină, uh, și cred că un bebeluș, indiferent că este în pântecele unei mame sau uh, în afară, este tot un bebeluș. Dar revenind la problema economică pe care o au americanii, uh, și de fapt este o problemă culturală, în momentul ăsta în care părerea mea este că este maximă nevoie de America la nivel global. Dat fiind ce se întâmplă în Rusia, hai să nu uităm, pentru că geopolitic Rusia rămâne o forță, ce se întâmplă în China, America este foarte slăbită. America este foarte dezbinată. Europa nu stă mult mai bine, pentru că în Europa discutăm despre mișcările... Europa parcă și mai revine. Europa nu... Se trezește greu un pic, dar... Nu subestima naționalismul. Nu subestima naționalismul care se întâmplă în Europa. În, okay. în Europa, că ăsta e și unul dintre motivele pentru care, uh, inclusiv doresc, dacă mă aștept bun, să scriu o carte uh, în engleză pe subiectul emigrației. Deci cred că naționalismul european este zgândărit de problema emigrației. Bineînțeles. Uh, și, pe de-o parte, este emigrația uh, uh, ucrainiană, cu care sunt de acord că e nevoie, că îi îmbrățișăm și așa mai departe. Sunt albi și sunt creștini. Mai aici e chestia. După aceea avem și emigrația... Emigrația africană sau imigrația uh. uh, Orientului Mijlociu, cu care avem mari rezerve. Exact. Cu care, bo, ce caută algerinii ăștia, bo, ce caută marocanii ăștia, știi? Și, din păcate, europenii nu au mecanismul americanilor de integrare. Și acum vin cu o uh, prognoză pentru România. Pentru că dacă noi nu vom descoperi un mecanism de integrare, noi începe să avem tot mai mulți asiatici. Deci Bucureștiu, Brașovul, Constanța, inclusiv noi în Oradea, avem sute și cred că o să avem mii și cred că o să avem zeci de mii de asiatici. Și acum întrebarea este ce se întâmplă cu oamenii respectivi. Au venit doar să muncească pe șantierele noastre, la, în hotelurile noastre, sau îi vom integra și vor deveni uh, cetățeni de onoare a României? Cum să integrăm? Ai foarte bună întrebare! să Da. puțin... Acum să vezi comentariile. Cum să integrăm noi pe ăștia? Tu ai văzut cum arată? Ăia nimic ca nu vorbesc limba. Dar, George, mă torc... Mănânc altceva. Se roagă la altul. Sunt oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu cu un suflet viu pe care noi avem, cred că, o responsabilitate. Da. Dacă acum, mai eu vin... acum intru în știu, rolul trollului, da? Știu, știu, știu. Trebuie știu. să fac disclaimer asta Mai sunt oameni care nu nu văd prin... Nu, 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 te înțeleg, te înțeleg. da eu încerc să intru în rolul celui de la comentarii care vine acolo foarte și, bătos. Și ai, aici, iar știu că sunt subiectiv pentru că eu sunt emigrant uh, și am un punct de vedere pe chestia asta, dar eu cred că noi, ca și români, după anul 2024, uh, putem să devenim consultanți globali. Experti în migrație. Experți în migrație. Dute. Da? Da? Mai, păi, da. deci gândește la următorul lucru. Știi am... ce am făcut noi cu expertiza asta? Ne-am în Spania și după ce ne-au sclavagit ăia, am început noi să sclavagim marocani. Mai acum eu cred că cuvântul că stai, stai puțin. Sclavagismul este un cuvânt foarte aspru. Nu, nu, sclavie. A fost Ş... arestați pentru sclavie. Știu, știu și Dumnezeu să aibă milă de ei și să uh, <gânt> i îi bage pușcărie cei care merită băgat în pușcărie. Dar mă întorc la mainstream. Da. Avem 5 milioane de este. români care au avut experiența emigrației. Am, am, Eu cred exager, că... am exagerat da. un pic acolo, într-adevăr, dar avem 5 milioane de români, și între noi fie vorba, ai noștri când au plecat în străinătate au făcut mult mai puține prostite decât au făcut italienii în anii 60-70. Corect, corect. Acum, aici e întrebarea mea pentru tine. Nu putem schimba trecutul. Corect. Deci, îl putem discuta, putem să învățăm de la el. Întrebarea mea este dacă în viitor acești emigranți, diaspora românească, care, dacă prognoza mea este corectă, se vor întoarce înapoi în România și vor angaja nepalezi, vor avea o expertiză cum să-i gestioneze, dacă vor fi mai omenoși cu ei, dacă vor ști să-i facă mai productivi? Asta e întrebarea. Întrebarea este dacă noi, experiența ultimelor 20 de ani, că de 20 de ani avem o diasporă activă, poate chiar mai mult de atâta, dacă experiența aia noi o putem fructifica. Și asta este speranța mea. Deci speranța mea este ca românii care au experiența diasporei să știe, să aibă un cuvânt de spus. Da. De-abia aștept românii să fie invitați la diferitele foruri internaționale și să aibă o expertiză legată de domnule. Ce facem? de succes de integrare. Ce facem cu oamenii ăștia? Pentru că prognoza este una foarte interesantă. Pe de o parte, populația globului va crește și vom ajunge la 10 miliarde de oameni în zone nu chiar plăcute. Numărul 2, se, se, va încălzi planeta asta. Deci vom avea tot mai mulți oameni din zonele respective, Africa, Asia și așa mai departe, care vor migra către ceva. Numărul 3, noi ne împuținăm. Satele românești, orașele europene. Deci dacă cineva crede că în următorii 20-30 de ani nu vor fi mișcări masive de populație, se înșală. Păi ce facem? Ne apucăm să facem ca austrici și ungurii? I... facem mai multe garduri? Mulțumesc, George. Tocmai de aceea avem acest, a, această emisiune și tocmai de aceea eu spun într-un mod pragmatic iarăși un pic din ce am învățat de la americani domnule, hai măcar să discutăm despre chestia asta Correct. și hai să găsim o soluție. Da. Hai să vedem ce a funcționat la noi, ce n-a funcționat la noi. Iarăși eu mă duc pe experiența mea. Eu când am ajuns în America, am avut parte de această societate civilă care a ameliorat, care m-a învățat o limbă, care m-a învățat istorie, într-adevăr, a fost bazată pe partea religioasă, a fost parte din biserică, au fost voluntarii care inclusiv ne-au dat haine, inclusiv ne-au dus, ne-au avut grijă de ei și iarăși mă întorc la cultura noastră românească. Noi suntem o țară creștină. Ospitalitatea este o trăsătură pe care o avem. Haide, domnule, să ne pregătim pentru atunci când vor veni oameni care vor avea nevoie de ospitalitatea noastră. Și să învățăm și pe ei o meserie, să învățăm și pe ei o cultură alternativă. Deci cred că sunt niște posibilități excelente. Cred că putem învăța și putem fructifica experiența asta pe viitor. În alta putem să plantăm deja curmale și chipii pentru mulți dintre ei, pe bune. Da, da, da. Să încălzesc, să se crește. Mi-a zis decanul de la horticultură aici da, la da, interviu că da. deja clima noastră, da. ce puțin sudul țării o să fie deșert. O să fie ca în sudul Spaniei și în Grecia. Da, da, da. da, da, da. M-a zbărlit da. un pic când mi-a zis. Da, da, da. M-a da. arătat așa un pic de frig. Păi acum, eu, eu îți dau iarăși exemplu pozitiv. Hai să învățăm de la Israel. Pentru că și ei acolo au foarte mult deșert. Înverzi Mai de-au da, reușit oamenii respectiv cu tehnologie, cu expertiză, niște da. chestii nemaipomenite. Situația nu e disperată. Da. Cred cred că Dumnezeu ne-a dat această capacitate, în primul rând, de a crea, doi, de a colabora. Și dacă reușim să comunicăm corect, da. dacă avem un spirit bun, ce ne poate distruge este cultura în care ne dușmănim, ne bănuim, nu vrem să da. ne invidiem. Dacă avem o cultură uh, de colaborare, we're gonna be fine. We're gonna be fine. Asta lipsește în Israel acum cu Palestina. Acum s-a da, și e greu încercați. Deci, de colaborare. Da, 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 da. Și încredere. Exact aceeași problemă care s-a întâmplat cu americanii, care se întâmplă cu europenii. Deci, părerea mea este că au. n-au vegheat. E, e ca și într-o familie. O relație care nu-i cultivată, care nu-i hrănită, care nu-i alimentată, mai devreme mai târziu de se distruge. Mă întristează tare mult ideea asta că nu reușim să învățăm din lecțiile copilăriei noastre. Nimic ca nu trebuie să ne uităm la părinți, la bunici. Da, da. Să ne uităm la relațiile astea între oameni, între popoare, pe model de autoritate. Că eu știu mai bine tu trebuie să faci. Da. Că decizia mea este nenegociabilă. Mm -hmm. Că eu da. hotărăsc dacă intru sau nu intru peste tine. Da, da. Că trebuie să mori sau să trăiești sau să faci foame indiferent că vorbim de Ucraina, Palestina, că vorbim despre Europa, da, da? adică e, e, e trist. Eu mă așteptam, tu ai pus planul, orizontul pentru 2029. Da. Până în 2029, probabil că știi, Ray Kurzweil spune că vom avea, vom avea AGI anul ăsta sau până la anului viitor, a confirmat-o și Elon Musk recent. Mm -hmm. Ar cam trebuie să știe că și Elon, pentru cei care nu știu, nu trebuie să fie neapărat fanului, ca să știi că în momentul să construiește cel mai mare supercomputer de pe planetă, la Tesla. Și pe graficul ăsta de capacitate de procesare, așa crește în sus. Da. Deci vom avea suficient de multă capacitate de procesare să generăm acea peste o de miliarde, peste un trilion de conexiuni neurale, astfel încât să putem crea un creier într-o mașină. Da. Până în 2029, când zici tu că ar trebui să vină jumătate de milion de români acasă, vom avea inteligența artificială generală. Corect. Fel de Dumnezeu. <gântu -i> da. Da, da, da. Într-o lume de genul ăsta sunt tare curios cât de mult contează geografia, cât de mult contează. ce mai contează azi. Nu cred că vor fi scoase din ecuație. Deci eu cred că geografia, că. cred că istoria, cred că cultura, în continuare vor spune cuvântul. Acum eu sunt un foarte mare fan al lui Fuli. Și nu neapărat datorită ideologiei sale. Știi povestea lui Kai Fuli? Mm. Kai Fuli este un tip foarte interesant. Născut în Taiwan, la 11 ani a emigrat în Statele Unite și a fost unul dintre primii doctoranți în inteligență artificială în 1984. Uh -huh. 1984 la Carnegie Mellon. De acolo a fost angajat de Apple în anii 80 și el este cel care a dezvoltat tot sistemul lor de speech recognition de la Apple s-a dus la Microsoft, de la Microsoft s-a dus la Google și în anii 90-2000 a devenit country manager la Google pentru China. Prin 2005 sau 2006 și-a dat demisia de la Google și-a dezvoltat un fond de investiție. S-a mutat înapoi în China și de aia atunci, din 2007 sau 2008, este în China și investește în cam toate startup-urile. Deci tot ceea ce vezi în tech-ul chinez, are într-o oarecare măsură uh, uh, urmele lui kai Fuli. Și a scris o carte, uh, AI Superpowers. Și el spune următorul lucru, Dar într-adevăr, uh, inteligența artificială va continua să crească într-un mod exponențial. Da, într-adevăr. Exponențial. Exponențial. Va... Deci, nu înțelege ce înseamnă exponențial, că noi ne imaginăm că ele trebuie să crească așa. Nu, nu, nu. Nu, da, da, nu, da. nu, nu. Exponențial e așa. Exact. Da, deci inteligența... Măi, așa. Exact. Deci inteligența artificială va, va crește exponențial. A doua chestie, și el fost unul de primii care au spus, inteligența artificială va fi un subiect geopolitic. Deci, în tensiunea din, deja? dintre... El o spunea chestia asta prin 2016, 2017, okay. știi? Că le-a văzut, știi, deci, domnule, în tensiunea între America și China, inteligența artificială va, va fi... Prima întâlnire o tema. dintre Biden și Xi Jinping a fost pe inteligența artificială. Au da? spus că au da, vorbit da, despre da. chestia asta da. și despre uh, narcoticele da. care vin din Mexic. Da, da. Asta da, e da, da, da. Știi? Și atunci întrebarea este ce face omenirea și ce putem face noi uh -huh. în fața unui astfel, tu l-ai numit Dumnezeu, cred că e o extremă, dar nu e foarte bă, lipsit. Pentru că dacă te uiți în structura noastră umană și bă, Iuval Noah Harari spunea, avem chestia asta în care vrem să devenim mini Dumnezei, uh -huh. dar care este distinția? Nu toți. Sunt anumiți oameni care vor să facă chestia asta. Corect. Deci este o minoritate care înțelege foarte bine inteligența artificială, care vrea să o controleze. 2% psihopat. Înțelegi? Și oamenii respectivi au planuri pentru noi ceilalți, Că de-aia da. vine Harari cu ideea de generația inutilă, care cred că sunt niște scenarii groasnice, că care, domnule, nu mai avem nevoie de oameni ăștia. Ce facem cu ei? Hai să-i eliminăm. Iarăși sunt niște scenarii groasnice. Optimistul din mine, creștinul din mine, și aici uh, mă regăsesc și cu Caiful. Spune, stai, stai, da, da. Într-adevăr, inteligența artificială aduce niște provocări foarte mari geopolitice, aduce niște provocări foarte mari uh, economice, dar creativitatea umană poate să creeze locuri de muncă care cumva să uh, augmenteze inteligența artificială. Aici și, am, am îndoieli. Eu, eu, eu aici lucrez. Deci eu ceea ce spun again and again and again, este partea asta de antreprenoriat digital social. Uh -huh. Numărul 1, trebuie să înțelegem inteligența artificială. Și iarăși vreau să te felicit pentru munca pe care o faci, să educi publicul din România și nu numai, de ce înseamnă tehnologie. Pentru că sunt niște chestii absolut vitale pe care tot lumea trebuie să le înțeleagă. Nu îți poți băga capul nisip să spui, nu mă interesează treaba lor. Yeah. Numărul doi, și aici, aici iarăși mă întorc la frații mei din diaspora. Dom'le, avem nevoie de cât mai mulți antreprenori care să știe să facă startup-uri care să augmenteze tehnologia și inteligența artificială, să o folosească. Uh -huh. Să înțeleagă ce înseamnă big data, să înțeleagă ce înseamnă uh, large data models și alte lucruri de genul acesta. Asta este speranța mea. Speranța mea este că vor fi antreprenorii care vor crea uh, uh, aceste startup-uri. Cred că prima, prima provocare este și de-aia m-am parteneriat cu Politehnica București uh -huh. și facem, Chirios Summit-ul facem în au la Magna la da. Politehnica, da, da. inclusiv cu cercetători din Politehnică. Uh, Mi-am dat seama de chestia asta mai pregnantă în ultimii ani și uh, mă bântuie un pic că noi toți percepem inovația în silozuri. Da. Oamenii care se uită la telefoane văd, ok, telefoane. Da. Dar stai puțin. Adică asta cu smartphone-ul, da, a fost o chestie foarte... Foarte vizibilă, foarte interesantă. L-am văzut pe Steve Jobs făcând chestia asta. Da. în văzut tuturor. Ne-a fascinat pe toți. Ok, imaginează-ți că există efectul iPhone în foarte multe industrie. Da, da, da. Exact. Partea de printare 3D, partea da. de robotică, partea da. de control neural. Da. O mulțime de lucruri de genul ăsta. Și tocmai de-aia îmi doresc ca evenimentul ăsta pe care îl fac să aducă oamenii mai multe silozuri da. la, la un loc. Da. Eu cred că avem această problemă, că suntem toți în aceste... Efectiv, da. separați unii de alții. Da, 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 da. Și nu înțelegem că în momentul în care, dacă cu tot, dacă ne uităm dacă, cu o minimă bunăvoință la celelalte silosuri, să ne facem puțin timp, o zi, două pe an, da. să ne uităm, bă, dacă la mine face deja așa uh -huh. și la el face așa și la el și la el și la el și la el și mai adaug și inteligența asta artificială peste. Ce o să iasă din chestia o să iasă, da, da. asta? Da, face pila de găină. Da, da, da. Vorbesc serios. Știu. Pentru mine, un efect de compound, cum îi spunem, da. dincolo de exponențial. O să fie așa o chestie, un god candle, cum îi spunem în trading. Corect, corect. Și asta vrea să-ți recomand și nu, nu, nu vreau să intru eu peste ce faceți voi, dar uitându-mă la modelul și chinez și american, the missing piece a fost finanțistul. Deci okay. cine are capacitatea să adune pe toți la oaltă este din investment banker. Pentru că oamenii ăștia, degeaba le spui tu, bă, voi trebuie să colaborați, voi trebuie să... Okay. Este o frază, you gotta open up the kimono. Adică trebuie tre nu doar așa să discuți la modul general, ci trebuie să dai oamenilor date specifice. Ce se întâmplă la voi, care sunt provocările care le aveți. Singurii care au puterea să oblige oamenii să fie transparenti sunt finanțiștii. De ce? Uh, pentru că ei comandă, banul comandă. Dacă eu vin și investesc în proiectul tău, dacă eu vin și... Tururi Finanțe, da. da, da. Ok. Da. Uh, și, și aici aici îți recomand. Noi în România deocamdată nu avem finanțiști la calibru respectiv. Și de aia da. îi dau credit. Eu am și scris o, o, o chestie prin 2017 uh, intitulat Întoarce-te române, unde este cai, caifuliu românesc. Și vreau mm -hmm. și cu ocazia aceasta mă să... Sunt spun. Deci să, să investească cifre mari. Să aibă partea de... Cifre mari încă nu, dar avem seedblink, de, de, de spre exemplu. Da, seedblink eu eu. Deci oamenii care sunt, sunt extraordinari uh, și da. cunosc pe unii dintre ei sunt niște oameni uh, da. uh, nemaipomeniți. Dar avem nevoie de masă critică. Și deci avem nevoie de masă critică de niște finanțe. E nevoie de încă 100 ca ei. Exact, exact. În și, mai multe industrii. Și ce le-am spus eu așa în diferitele evenimente, mai. pe lângă faptul că voi faceți parte asta de uh, investiție, which is great, faceți și partea asta de networking conectați oamenii unui ce. Exact ce, ce spuneai tu. Da. No noi toți suntem în silozuri. E o chestie și culturală pentru noi da. ca și români, că ne bănuim să nu da. cumva să mă afle. Eu vă la studenți. Deci, când avem un concurs de business planuri, grija studentului numărul unu este să nu-mi copieze cineva ideea. Zic, mai frate meu, lasă-mă în pace că Sigur am ești, avut -o ești un student de, de anul oamenii. 2, de anul 3. Tu chiar crezi că tu ai inventat gaura la macaroană și nimeni nu mai gândit ideea ta niciodată? Înțelegi? Deci este partea asta de transparență. Este okay. partea asta în care hai să colaborăm cu competitorii noștri. Da. A, aici, aici este un secret. Asta o au cei din Israel foarte bine. Deci chiar dacă ei sunt competitorii cu ceilalți, există această transparență. Și la o adică, domnule, dacă am nevoie de ceva de la cineva. Uh, și americanii, tu știi exemplul lui uh, Steve Jobs și cu, și cu uh, Bill Gates, uh, când Bill Gates a venit cu partea financiară și de fapt i-au scos din chestia asta. Da. Deci părerea mea este că aici trebuie noi să ajungem. Uh, uh -huh. Și finanțiștii noștri trebuie să forțeze discuțiile astea, să facă partea asta confruntațională. Să spunem, mai oameni buni. Știu că tu faci o chestie frumoasă acolo, la turnul Măgurele, ăla face o chestie excelentă la Craiova, ăla e foarte bun pe treaba asta la Iași. Ok, că vreți că nu vreți. O săptămână vă închid într-o încăpere și vă oblig eu să spuneți lucrurilor pe nume. Vă, pun, vă, vă oblig eu nu știu să... Raconte. Cum facem asta? Mă gândesc, te ascult și mi-aduc aminte de exemplu de la Plug and Play, de la un accelerator tot da. așa din Silicon da. Valley. Da. Oameni cu foarte mulți bani. Erau niște băieți, uite așa, de la Deutsche Bank, da, Mai erau încă niște investitori de pe niște fonduri. Aia, în fiecare, mi se pare că era joia. Uh -huh. Joia seara, trebuiau să vină toate startup-urile din accelerator, era obligație Dacă vrei da. să stai în acceleratorul nostru, trebuie să vii joi seara, se să faci piciu. Da. nu ne interesează că vrei sau nu vrei bani. Da, da. Trebuie să ne spui unde ești. Da, da, da. zici ceva. Trei da. minute pe scenă și ai întrebări. Da. Două minute. Da. Și cinci minute avea pe scenă fiecare. Da. Și veneau așa pe rând, și în față, primele două rânduri erau uh, cei din Venture Capital care îi ascultau. Po -i am, poate am auzit săptămâna trecută, poate am auzit acum o lună. Dar aflau cam care-i treaba. Puteau să conecteze astea da. între ele și putea să-i spună, o este da. un pic. Fii atent că mai este un startup care face fix chestia care -o, vă o Sau el o rezolvat chestia respectivă. Nu mai zbatești tu capul cu asta. Da. Fă cunoștință cu singurele căști de înaltă fidelitate fabricate în România, Meze Audio. Căștile de la Meze oferă cea mai bună experiență de audiție posibilă pentru audiofili, iar asta o confirmă sutele de premii obținute în toată lumea de la profesioniști și pasionați. Sunt construite cu cele mai bune materiale și sunt gândite să reziste o viață dacă ai grijă de ele. Toate componentele sunt ușor de înlocuit în caz de accident și sunt realizate sustenabil cu materiale locale și cu cele mai noi tehnologii din domeniu. În plus, designul este nemuritor. Vor arăta la fel de bine și acum și peste 30 de ani când vor oferi aceeași calitate imbatabilă a sunetului ca acum. Le găsești pe gb.ro, magazinul nostru unde testăm toate produsele pe care ți le recomandăm. Ne place sau nu ne place, până la urmă, comunicarea asta umană are lățimi de bandă mică. Comunicăm pe informație puțină. Absolut. Și atunci trebuie să facem cumva să ne vedem suficient de des. Da. da. De-aia, l-admir spre exemplu pe Vlad Mihalăcu, cu Rumâine, Business Club, nu știu dacă știi, proiectul da, da, da. cu antreprenori din companii mici și mijlocii, care bă, miercuri seara vin acolo. Da, da. da. Vin să socializeze, Corect. să asculte pe cineva vorbind, bă se văd la ochi. Da. Am făcut atâta business cu o grămadă de oameni de acolo și simplu fapt că te vezi cu cineva absolut. creează o relație. Absolut, absolut. absolut. Da. Deci Aici este, și iarăși mă întorc Cred că românii din diaspora Pot să ne ajute la chestia asta uh, Noi trebuie să scăpăm o dată De regimul comunism În care uh, bănuiam pe ăla din scara blocului Regimul comunist de gândire De gândire, de gândire mă, mă refer Nu că ele okay, încă la putere <laughs> te, la te las pe tine să comentezi chestiile astea uh, eu ce observ este partea de gândire, partea okay. de, de soft mental pe care l am, okay. în care îmi este mult mai la îndemână să bănuiesc pe cineva decât să colaborez pe, cu cineva. Mi este mult mai la îndemână să uh, îmi cresc scenarii. Uh -huh. Băi, George vrea să mă folosească, băi, lasă câștigă asta de pe mine, Vai, de coare. 173 de euro vreau să fac de pe urmă. ta. Înțelegi? Asta este. E revenue. Măi, și cei. Și ce good for you. Congratulations! Așa să fac chestii mai rentabile în astea două ore, dar. Uh... There you go! Dar a, aici vreau să spun, până nu scap de gândirea asta. Și asta, asta este o gândire de piață, asta este o gândire de bișnițar. De bișnița. De bișnițar. Total de acord. Înțelegi? În care eu sunt concentrat, bă nu cumva lasă-mi a mie ciubucul Asta știi că am și eu un pic de bișnițar în cap. Da. <laughs> mă lup cu el. E încă acolo. Trebuie să scap de el. Trebuie tre 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 să gândești... Îl exorcizăm, oferiți de, de exorcizare absolut. la biserică? Absolut. Mai vii la ora și facem o slujbă specială <laughs> pentru tine... <laughs> să te scăpăm, să te scăpăm de da, da, la și pe George? Așa, asta e vreu. Dacă îl tici și pe la biserică, ești ortodox. Bă, deci cu el, cu el ne înțelegem foarte bine. voi Călă... în grup. Deci, în centru orașului Oradea, pe o, cum să spun, un kilometru pătrat, sunt trei sau patru biserici și da. o sinagogă. Deci ne înțelegem foarte bine acolo. Nu -avem, avem problemă cu, cu chestiunea asta. Aș dau o atunci din asta. Da, dar, dar din nou, cred că trebuie să trecem la următorul nivel. Și eu rămân optimist. Deci eu cred că există o minoritate silențioasă. Da care este pregătită și care își dorește să facă chestia asta. Uhum. Cred că unii dintre ei sunt în diaspora și S se vor sunt. întoarce înapoi da. uh, și cred că dacă noi cultivăm și pe partea noastră, deci noi trebuie să fim pregătiți pentru chestia asta, să-i să primim înapoi, să avem optimismul necesar, să avem calmul necesar, uh, să avem curățenia necesară, uh, să avem îngăduința necesară. Deci noi, noi trebuie să ne asigurăm că suntem primitor la adevăratul sens al cuvântului. Dar Ei, pe cealaltă parte, trebuie să se uite la toate oportunitățile pe care le au. Corect. Da, domnule, m-am dus acolo să fiu un muncitor în construcții sau să lucrez în agricultură, dar eu sau probabil copiii mei putem mai mult de atâta. Mai am o șansă să cumpăr un business, am o șansă să fac o investiție. Domnule, stai, tehnologia asta, băi, tot la aud pe George că vorbește de inteligență artificială, hai, domnule, să-mi iau și un curs pe chestia, hai să și o carte, hai să mă și la niște tetocuri. Ce Truda mea. De. Tehnologia ne va afecta tot restul vieții. De. Nu ne putem permite să spunem, a, eu am 50 de ani acum, pe nu mai afectează, a, eu nu mai bat capul chestiile astea. Mă, Trebuie să investim în direcțiile astea. Pentru că nu vom scăpa de ele. Da. Eu, eu nu vorbesc de ele că încerc eu să fiu, adică încerc să fiu interesant cu ceea ce fac. <laughs> Asta e treaba mea. Da, 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 absolut. Scopul meu nu este să prostez cu oamenii, da. că dacă îi prosteam, îmi terminam treaba de mult pe aici și la un moment dat mă ejecta, ejecta sistemul. Da mă, distrează, distrez, spre exemplu, că era pe o clădire, nu mai știu unde, Marea Britanie, un afiș mare pe o chestie în hei, ce GPT termină clădirea asta. Da. <laughs> era un fel da. de <laughs> din da, asta. Da, da. da, da. Mă gândeam, are you serious? <laughs> Pentru că prietenul meu, arhitect, salut Daniel, i-a zis, bă, folosește AI? Zice, bineînțeles. Ce da, sigur. Zice, vrei să-ți arăt? Da. Iar Zice, îi spun, creează, am spațiu ăsta la dispoziție, pot să construiesc patru etaje cu unitățile astea locative. Îmi, îmi, dă un sketch rapid. Rapid, da, da, da. Pentru că nu, nu o să vină să crezi, clădirile nu sunt chiar așa de complicate Corect, corect, corect da, după, da. după care încep să intervină chestii de soluții tehnologice, de da. cum optimizezi da. Acum sunt la punctul la care partea umană înseamnă ceva de genul I-am zis, mă, fii atent, Pune sau nu punem bandele de la scară? Zice, George, dar de ce complici? Lasă să fie simplu Tu vrei o casă simplă, vrei o casă frumoasă, dar să fie simplă Deci, eu când am făcut casa mea uh -huh. Banda LED era, să-mi fac pisă de aterizare pe scară, știi? <laughs> Acum vine și spune, de ce nu-i pui trei, spoturi discret, frumos? Da, da. Da, da, Adică, da, tehnologie. Bă, dar există un punct dincolo de care prea multă tehnologie deja s-ar să strice feng shui Corect, corect. corect. Și, aici e partea optimistă, că eu discut cu foarte, cu foarte mulți oameni. Măi, avem opțiunea și oportunitatea să creiem multe servicii umane. Da. Deci eu mă bucur foarte mult de tehnologie și de-abia aștept tehnologia să termine clădirea sau să facă cu tare sau cu tare chestie, dar eu mă voi concentra la joburile pe care le putem crea cu ajutorul tehnologiei. Okay. Hai să, hai să dau un, o mare oportunitate. Uh, Îmbătrânirea populației. Deci faptul că oamenii trăiesc mult mai mult, asta înseamnă că oamenii au și putere de cumpărare pe de-o parte da. și au și nevoie de foarte multe servicii servicii în ceea ce privește îngrijirea de sănătate, dar nu numai. Foarte yeah. multe servicii sociale în care eu mă pot duce, pot să interacționez cu ei, pot să fac o chestie în dreapta, în stânga. Deci, cred că oportunitatea de creștere în următorii 20 de ani va fi să augmentăm tehnologia. Asta este fraza care o folosesc peste tot. Adică. Tehnologia există. Cu ajutorul okay. tehnologiei respective, ce poți face? Și asta e întrebarea pe care o punem, o pun și eu de când m-am apucat de tehnologie. Tu cum vezi asta? Ce facem de, cu ea? Deci, numărul unu, trebuie să o înțelegem. Nu ne putem permite să ne băgăm capul nisip. Numărul doi, trebuie să înțelegem că suntem oameni și că tehnologia ne este sluga noastră, nu noi sluga ei. Foarte important. De acord. Mare atenție la tehnologie și eu am o frază simplă cu studenții. Dom'le, dacă muncești cu tehnologia, felicitări. Dacă te distrezi sau dacă socializezi cu tehnologia, ai probleme. Și, din păcate, cei mai mulți oameni le au exact invers. Adică se distrează, socializează cu tehnologia și muncesc cu târnăcopul. Ok? Then you have an issue. Then you have an issue de so. okay. Dacă muncești cu tehnologia și faci tot felul de chestii în care, în esență, eficientizezi, okay, atunci ești pe calea cea bună. Când socializăm, când mergem la iarbă verde, când stăm cu familia, când mergem cu prietenii, no technology. Okay. Deci aici este chestia. Numărul 3. Pentru că eu sunt în business oamenilor și orice fel de startup, orice fel de business la sfârșitul zilei trebuie să deservească oamenii, mă uit și mă întreb, domnule, ce nevoi au oamenii ăștia? Uh -huh. Ce nevoi au pentru ce sunt gata să plătească? Okay. Astea, astea sunt întrebările. This is my guiding light. Asta e steaua mea polară. Și eu mă uit la oameni. Am folosit de exemplu bătrânilor. Mai sunt niște bătrâni care sunt singuratici ce-ar fi dacă eu aș facilita interacțiunea cu oameni mai tineri, ce-ar fi dacă aș facilita uh, tot felul de chestii de călătorie. De exemplu, uh, în businessul meu pe care vreau să-l încep, sunt servicii educaționale. Sunt bătrâni care vor să facă o facultate. Sunt bătrâni care vor să ce facă vorbești? turism uh, uh, academic. În Singapore, uh, le dau oamenilor bani să se întoarcă la facultate după 45 de ani. There you go! Au spus, la ce vine, ce-am ce -am, ce -am predat până acum în școli, nu mai de ajuns. There you go! Asta este. Și se poate face business foarte serios din chestia asta, de upskilling, de, de reskilling și după aceea noi avem aici în zona noastră turismul. Deci pentru noi turismul este o oportunitate extraordinară. Noi suntem o destinație. Suntem ce, da. Tot ce, ce, ce se trebuie deveni. să facem este să oferim servicii servicii de ghidaj, servicii de uh, entertainment, servicii și eu mă duce foarte mult în partea asta de valoare adăugată. Noi în Oradea ne dorim foarte mult să devenim o destinație de turism academic. Turism academic. Turism academic. Vi faci un curs de două săptămâni la Oradea, vi faci o conferință la Oradea, vi faci o săptămână de hackathon, o săptămână okay. de cercetare, o săptămână de descoperire, de toate chestiile respective în care oamenii se duc acolo, da, într-adevăr, orașul uh, e frumos, aici e vizita, este cafenea și așa mai departe, dar te duci acolo for a purpose, te duci acolo pentru un scop foarte punctual. Nu doar într-o city break. Cineva facilitează chestia asta, okay. că cineva taxează pentru chestia asta. Mare atenție, taxează. Și aici este marea provocare. Marea provocare este că noi gândim asta ca un fel de barter de servicii. George, tu m-ai să organizăm evenimentul ăsta și uh, nu o să-ți rămân dator, te-a și o la ceva. Și tu stai și spui, mă, stai puțin, că costul meu de oportunitate este X, cine știe ce mi oferă Serbii la Corect. schimb, lasă-mă în pace, știi? Dar dacă tu vii și spui, fratele meu, să organizez un eveniment, pentru mine costă X euro, vrei să mă plătești? Bine, de. bravo! Ca să-ți aduc 20 de cursanți ca să plătească atâta cost că costă Y euro, de. iarăși mă întorc la partea de pragmatism. Dar cele mai bune relații le am cu parteneri și cu care îmi devin prieteni, cu care mă facturez. Corect. Tu mă, tu mă facturezi, eu te facturez, prietenia e altceva. Da, e, e cu totul diferit. Absolut. Da, să lasă că ne descurcăm noi. Nu? Îmi bași factură. Da, 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 da. Și dacă vrei să vii la mine, da. taxezi, te taxez da. și eu. Da, 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 da. Hai da. să facem schimburi da. de servicii dacă businessurile sunt, dacă e relevant. Dacă nu, putem să stăm la o cafea, la o bere, la ce vrei tu. Exact. Aia e altă discuție. Exact. exact. Vezi, exact asta este și, uh, ca și ca și avertizare pentru românii care se întorc. Uh, aveți mare regret să nu fiți taraș în partea asta de super barter. super socială. De Băi, tu ai, Ajută-mă și pe mine. Măi, am văzut de atâtea ori. Dar de ce să-ți dau? Păi îmi dai pentru că tu ai. Adică stai puțin, Pentru faptul că eu am, ar trebui doar să-ți dau -ți așa moaca. De-aia deci de mă supără vorba asta. Da. Ajută-mă și pe mine. Deci frazele, ajută-mă sau ajutor sunt super periculoase. O mână de ajutor este și mai periculoasă. Okay? Doar un pic. Deci când auzi fraze de genul acesta, domnule, doar un pic dacă poți să mă rezolv acolo, domnule, doar o scurtă discuție, doar dacă vii să faci cu tare sau cu tare chestie. Deci recomandarea Hai mea... Hai că nu ți-am decât jumătate de oră, când... Corect. După ce, după ce, fac 400 de kilometri... Da, da, da. da, da. Și să stai jumătate de oră, Bravo, da, da. Și o, o să, o să câștigi și tu în chestia asta. Ce? Nu o să rămâi dator. Nu o să rămân dator. Nu o să rămân dator. Ia. Și aici spun, acum, iarăși, nu vreau să fiu foarte critic la cultura noastră românească, realitatea este că nu avem o istorie și o tradiție de business, deci nu avem o istorie și o tradiție agricolă, culturală Troc. și așa mai departe și a mers, iarăși, comunismul își spune cuvântul, pentru da. că în vremea comunismului așa am supraviețuit, da. în care am făcut tot felul de barteruri și de trocuri. Dar parte din dezvoltarea noastră este să învățăm să facem chestii de business și mă întorc la partea de tehnologie de care da. avem nevoie. Tehnologia costă bani. Corect. Ca eu să fac o investiție într-un sistem, într-un algoritm, măi, vorbim de sute de mii de euro. Înțelegi? Cine o să-l plătească? Cine o să recupereze? Da. Și aici, mare atenție, a, fonduri europene. Da, sunt de acord, sunt fonduri europene, mulțumim Lui Dumnezeu pentru ele. Dar nu înseamnă că toată strategia mea de business va fi clădită yeah. pe fonduri europene. Pe ce se dau bani? Ups, fac și chestia respectivă. Mm. Hai, hai să fim serioși. Asta e un motiv pentru care am stat departe de fondurile europene, pentru că te țin captiv într-o anumită cot uh, ca EN, o anumită activitate, exact. prea multă vreme și nu-ți dau flexibilitate. Corect, corect. Deci, deci, da, dacă. Eu spun următorul lucru, fondurile europene ar trebui să-ți schimbe viteza, nu direcția. Corect. Deci, dacă tu ai deja direcția stabilită, spui, băi, eu o să fac chestia asta cum au fost cazurile da, pe dar care Dar nu pot să-mi garantez că vrei să faci fix același lucru a, a numărul ăla de ani. Aia e o problemă. Ai știu. Eu. Și atunci nu de băga. Deci dacă tu nu poți garanta că 5 ani de zile vei face același lucru, vei avea același număr de angajați, că e o cânție foarte importantă, vei fi în aceeași locație, domnule nu te băga. Da. Nu te băga că nu ți se merită nici bătaie de cap cu birocrația, nici comisioanele pe care trebuie să nu, le dar plătești. Dar vine guvernul, schimbă grila de impozitare da, și da, te da. și, și, ai, și ai terminat, știi? Rămâi cu bani privați. Și aici, iarăși, este o categorie întreagă pe care noi trebuie să o dezvoltăm, uh -huh. pentru că noi avem dezvoltarea pe bani împrumutați. Adică. Da. Tu-mi dai 10.000 de euro împrumut, eu-ți dau, nu știu dacă-ți dau cu două sau. Dar sau dacă-ți mai, dacă mai dau, știi? Domnule. Păi cum să. dați ți-am dat 10.000 înapoi. Da, da, păi, da, în 5 ani. <laughs> dacă îi puneam doar pe bursă, aveam 20. Dar. Dar, da, mai ajutat și pe mine. Corect, da. da. Că e treaba ta să mă ajuți și pe mine. Băi, cu... Da. Deci, pentru cei care se uită, dacă vă pasă. <laughs> Asta cu și pe mine? Nu. Ștergeți-o. Da. Asta și pe mine este ca și cum ai ajutat pe toată lumea, a mai rămas eu. Da. da. Ajută-mă și pe și mine, adică eram și eu la rând. Da, 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 da. Și ce da. te face pe tine special? Faptul că ne știm sau că mi ești da. rudă sau prieten, ok, da. te ajut, dar asta înseamnă da. să iau din resursele pe care eu le-aș fi pus într-o zonă productivă. Corect. Nu te pot ajuta mai bine da. fiind eu productiv? Da, 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 da. da. Și uh, în timp ce, ce spun lucrurile astea, am în minte un exemplu mm. uh, mai puțin fericit de un român care s-a întors împreună cu toată familia, era angajat la Google, ca să ne lămurim, product manager. Ok. Product, top of the line. Top of the line. A stat în România, cred, că una și jumătate. Planul era să rămână aici, forever. Forever. Dar datorită faptului că nu a vegea la chestia asta și am spus, ai mare grijă cu ajutoarele, cu inima, cu toate celelalte chestii, okay. O, oh, săracu, cu, cu gust amar s-a întors înapoi acasă. Cu gust amar s-a întors înapoi acasă. Și de a, de -a... promutat bani și nu s-a mai întors? Mai, nu știu dacă au ajuns chiar la direcția respectivă, dar sunt sigur că o și da bani împrumut. S-au ajutat că... oameni care după aceea s-au făcut că plouă? Deci, o, o, fost o chestie de ajutorare a oamenilor, o fost o chestie în care oamenii i-au promis lui foarte multe, s-au și băgat într-un proiect de construcție, de restaurare, și aia am spus, măi, no, când la intri la în la chestiile astea, deci, în, în, în România, sănătatea, construcția, uh, is, is puncte dureroase, trebuie să le facem, dar trebuie să fii foarte precaut când intri. Este. Știi? Uh, și ce le spun celor care se întorc din diaspora, mai nu săriți direct la politică, pentru că sunt mulți care, discutam cu cineva din Spania, că o discuta la ei în comună să se ducă să candizeze pentru primar, știi? Zic, mai, eu înțeleg dacă vrei să te întorci înapoi acasă și vrei să faci un proiect felicitări, dar nu s-ar direct să fii tu primarul comunei, să fii tu direct, nu știu cine Dice și nu știu ce. Pe, pentru că cred că politica e ca și dinamita, știi? Ar trebui făcută de oameni cu multă experiență, cu multă expertiză, cu multă atenție. Când ești setat, când ai o oarecare independență financiară? După 45. Plus eu zic după 50, după, după 50. după, după Regula care le dau studenților nu hmm. cred că e valabilă pentru ascultătorii. Le spun așa mai, dacă vreți să intrați în politică sunt următoarele criterii. Numărul 1, să aveți 5 milioane de euro, banii voștri personali. Asta îți dă independență. Numărul 2, dacă sunteți căsători și aveți copii, să vă fi căsătorit ultimul copil. Să fiți liberi, să nu trebuie să mai te duci acasă, să mai faci nu știu ce. Numărul 3, să fi trecut de 50 de ani sau 60 de ani. Asta le spun studenților. Uh -huh. uh, dar, iarăși, mă, mă, mă repet, uh, nu cred că politica rezolvă problemele culturale. Deci, cred, Corect. doar le amplifică. Deci cred, cred că temelia noastră este cultura. Și aia trebuie îmbunătățită. Acolo trebuie insistat. Total de acord. Din planul tău mai rămas? Nu, cam le-am făcut pe toate. Uh, mai ar, ar fi una de seriozitate, care, a zice, care, din nou, am. am am... Uh, <laughs> cred, cred că am accentuat-o destul de mult. Okay. Uh, și, iarăși, e o, e o chestiune în care trebuie să fim atenți, să nu promite mult, să facem puțin. Hai să le recapitulăm da. o dată, deci, că, că după aia intrăm în prelungiri. Perf perfect. Numărul 1, optimismul. Numărul 2, este îngăduința. Numărul 3, valori sufletești. Numărul 4, comunitate. Numărul 5, seriozitate. Numărul 6, calm, curățenie și politețe. Numărul 7, oportunități de business. Cred că am vorbit despre oportunități de business cel mai mult în, în asta, da. pentru, pentru uh, cei da. din diaspora. Asta e lista mea uh, și, din nou, uh, aș fi foarte curios și chiar vă rog pe cei care ne urmăresc să aud lista voastră. Care sunt uh, instrumentele cu care noi, aici, în România, putem să atragem diaspora acasă? Că, de fapt, ăsta mm -hmm. ne este obiectivul. Uh, Nu-i judecăm pe cei care nu vor veni acasă, uh, fiecare are călăuzirea lui și are drumul yeah. lui, dar dacă putem să transformăm România, să o facem mai atractivă în primul rând pentru frații da. noștri după și pentru ceilalți, că am discutat despre asiatici da. care vor veni în coace avem ucrainieni care sunt uh, oaspeți uh, în, în țara noastră cred că dacă facem țara noastră mai bună, toți vom avea de câștigat din ea. Trebuie să-i sărbătorim pe cei care au reușit da. în străinătate. Sunt foarte multe care nici măcar nu se știe pe aici. Da. Da, da, Sunt companii făcute de români care au mare succes în străinătate. din coată, eu mă străduiesc să-i aduc cât pot de des în atenția oamenilor. Dar sunt în continuare, exact mai ai zis, foarte multe oportunități aici. Da. Am văzut com companii făcute de români care au lucrat o perioadă în străinătate, mai multe exemple, care după ce au întors, au automatizat. Au făcut chestii de ultimă generație, și încă Nu trebuie să te bazezi pe neapărat pe piața din România. Da. O să scăpăm de problema cu austriecii, cu schengen până în toamnă. <laughs> da. După aia, camioanele o să plece cum trecem noi acum, mai nou, fără control de frontieră. Da. Am fost în Spania, m-am întors, da. fără control de frontieră. M-am simțit ca la autobuz. Că de fapt asta este da, costul da, un avion, da, un da. autobuz cu aripi. Da, da, da. La fel o să fie și la camioane, deci nu mai e o problemă. Iar de pe zona de vest de acolo, de la voi, că voi sunteți în vestul țării. Uh, din câte auzi, pe exemplu, mai nou, e două ore maxim oriunde vrei să ajungi în zonă da. Și către vest te duci pe autostradă și ai ajuns foarte rapid Corect, corect Deci da. oportunități sunt Absolut. Se pot se poate face o grămadă de chestii aici cu oameni puțini da. Cu multă tehnologie, mult know-how Și mai avem și această, această barieră a inteligenței artificiale Pe care o vom trece cu toții, că ne place sau nu Că ne place sau nu Da, 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 da. Și o dată ce vom trece dincolo va fi o altă lume. Și sunt tare curios care vor fi, până la urmă, plusurile, aturile noastre în lumea asta. Da. Am recapitulat un pic la final. Super. Uh, o ediție condensată. Sper eu să vă fi fost de folos. Mulțumesc lui Sebastian că și-a făcut timp încă o dată. Vă încurajez să vedeți și episodul anterior unde am fost un pic mai filozofici. <laughs> da. <laughs> da, absolut. Dar uh, mă bucur când pot să am discuții de genul ăsta cu oameni care cred în Dumnezeu în diferite forme da. și care îl și pun în practică. Și vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat și dacă v-a plăcut ce ați văzut, știți ce puteți face. Ca de obicei, dați un like, un share, un subscribe. Dacă vreți să faceți și mai mult, puteți să deveniți membri. Încercați și dacă vreți, apăsați pe un buton aici de sus pe care scrie alături te sau join, devină membru și susține activitatea noastră în fiecare lună ca să fim în continuare independenți, finanțați de voi. Dacă vrei să faci și mai mult și vrei promovare, așa cum ai văzut, spre exemplu, pentru unul sau doi sponsori aici, scrie-ne pe contact arondbuchnici.ro Am vrea să facem business împreună, să te ajutăm și pe tine, pe banii tăi. Și cam atât însă pentru astăzi. Încă o dată mulțumesc lui Sebastian, vă mulțumesc tuturor și până data viitoare să vă fie numai bine!